ce ai tu în cap? Ce, ce fată vrei să te bagi? Dintre toate fetele care sunt momentan în casă, îmi place Larisa, numai că mă deranja foarte tare gestul care l-a făcut. Ar trebui să îi fie rușine că mă face pe mine să-i ofer anumite sentimente și ea ar putea avea alte sentimente pentru tine. Nu mai suport, nu mai suport. Îmi face nervi. Hai, Bogdan, ce ai făcut în vacanță? Să știi că mie nu mi-e rușine să zic. Bine, 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 dimineața! Dar pe Paul a calopii în pădure, s-au înscutat. Vulpiță, dar ce-i cu tine? E somn, oameni! Doamne, Paul, cât de bine te-ai îmbrăcat azi! Lasă-ți face tata ceva de mâncare! Pe, Jada, știu de ce tu pe mine vrei să mă bagi la apă! Ce faci, iubita mea frumoasă? Pentru că tu ne vrei la apă! Vorbiți pe rând! Ce faci? Ia zic! Ce, mă? Meserie ești, scafandru? Iubita mea, ce faci? Ce faci, Teo? Dar respectul și Teo, mănânc, iubirea mea. Două palme. Ia dor, de ce scrii mesaj pe WhatsApp că ți-e dor de mine? Bianca. Da, ce vă băgați, frate, așa unul peste altul? Prima zi în care mi-a spus cineva că m-am îmbrăcat bine. Eu m-am gândit să mă duc cu Livian în camera roșie. Pupă-l pe buze, dacă ai curaj. Pe băiatul care e în fața ta. Vei hotărâ. Cu cine va trebui să doarmă Mariana? Vei face o ordine. Doamne, așa de tare nu vreau. Vreau să dansați împreună. Cum au dansat Livian și Andreea, așa vreau să dansați și voi. Doar că el trebuie să fie așa cum e el, mai vrăjitor. Livian, te-ai enervat? Ar trebui să îi fie rușine că mă face pe mine să-i ofer anumite sentimente și ea ar putea avea alte sentimente pentru tine. Mai mult m-am enervat pe faptul că tu nu ai gândit situația. Bă, stai că un pic, poate îi fac rău lui că zic chestia asta. Nu mai vreau să dau un sau să te fac să cazi prost în fața ei sau... Nu, chiar mai să mai vorbim. Nu mai suport, nu mai suport. Îmi face nervi. Eu cred că știu ce sunt în timp. Da. Și nu e în sfârșit frumos. Exact cum am spus, se întâmplă ceva cu tine și nu vrei să ne spui. Este Bogdan Mohan de vină? O simt. Aveți un fel de relație în afara acestei emisiuni? Vreau să zic niște chestii și cred că chiar acum e momentul să zic. Tu nu o să faci la tău relație aici în casă pentru că... Nu o să faci niciodată o relație în viața ta. Nu o să fii niciodată un bărbat stabil. O să te plimbi din femeie în femeie. O să te interesezi toată viața banii. Nu vreau tare de la un timp pe ruși.
Da, ce? Să nu mai repede apsă. Are ăsta niște de-astea. Dar dacă îți dă pe televizor ca... Vezi că poate îți dă pe televizor, Robert. E urâtă, e urâtă pe lui. De unde? Că îi place. Poate apare pe televizor să te iei pedeapsă. Că... Nu, că nu trec, nu trec. Hai, dar poate dar apare, că mie mi-a mai dat. Pirui îndrăgostit la Livian. Serios, jur. Ce risc, da. Hai să stai în brațe cu două fete și te ce stai iar. Că o să dea intenționat. O să dea intenționat pedeapsă. La pedepsele? N-am intrat. Ia, când ai luat-o pe mare în brațe, nu era grea? Am auzit că trebuie să vină Lara să-și ia niște chei. Au cumpărat o mașină de acolo deja. Sunt informată. Hai, de fapt. De fete, Camera magică. Camera. Pot să mă duc dincolo să stau cu fetele ca să n-apuce el să stea? Pot să mă duc dincolo să stau camera, cu fetele. Camera. Ca aici. Să nu mai avea el voie să pot stea. Să mă duc dincolo ca să stau eu cu fetele să le iau în brațe și să nu poată mocanul să le ia în brațe primul. A, și să iau și pe Bia să o pup de două ori că el a pupat-o, da. El a pupat-o pe Bia. El a pupat-o pe Pirui. Trebuie să pus eu pe Bia. Nu s-a păstat, mă, să... Da, mă, lași? Repede, repede. Ce, provocare? Hă? Provocare? Nu. Hup, s-a luat. Bună. Patru. Bună! Nu te pup, măi. Da, gata, deja am băgat-o seama cu ea. Nu, mă, citează, nu. Dar ce-ți faze ca astea? Și cu ea? Stai, mă, nu-i leva pe toate, bă, mocanule! Nu-i leva pe toate, frate! Acum, chiar pe toate? Săracu, jador! Dar nimeni nu-i făcut! Așa tu ești! Lasă-ți vorbească, auzi, pufule pe toate! Și pe las că-ți câmpa pe gură! Lasă-le, ele pe toate, lasă-le pe noi două! Păi v-am lăsat? Pe Bia! Pe Bia și pe Mariana! Valeu, camerul! 4-4! 4-4 ai lăsat! 4-4! 4 ai pupat tu, 4 treaba! Săracu, jador! Păi dacă el s-a luat cu te-o pupa, ce vrei să fac eu viața mea? A, cine-o pupa tămână, era bără. Paula! Nu vrei să te pupe, Jador. S-a luat în brațe cu Paula și cu Pirui! Tini. Ce-au zis? Nu știu ce-au zis. Lasă-mi Jador pe tine. Mai, dar ce mor Jador după Andrei? Pe Pirui. Acolo, Pireș! Nu știu că așa Andrei James, nu avem voie zbunică ce aș fata. Mariana, pe tine te l-o salut, Jador. Bă, Jador, ce bucură! Pentru șapte ori de asta. Păi da, eu așa, ce nu mai are voie. Mă lasă pe mine în partea la să iau pe Bia în brațe ca să n-aibă el voie să te atingă săptămâna asta, de ea. Mă lași? Mă lași? Că el n-are voie, dacă eu am brațe, n-are voie să ating de ea. Da, da. Da, lași, mă. Da, da. Mă lași? Trebuie să-l lași, mă, ce... Da. Zi, mă, ceva. Jador, uite, te ilustruiesc, Oti. Te ilustruiesc, Oti. Ți-am șters praful de pe tine, cameră. Hop. Ai înțeles? Hai, lasă-mă acum. Auzi, Mariana, o pupă n-o bată. Deci n-are de un pic. N-ai mai și o părere. Că s-a preferit. Jador, eu nu am nevastă pretențioasă, dar merită. Deci fac cu spatele un băiat, nu fată. O, bine. Nu mă las, băi. Băi, a dat din cap. Hai, cameră, zic ceva. Da, mă, ce-l-a lăsat. L-a lăsat? Da. S-a dus la Bia, băi. S-a dus. S-a dus la Bia, băi. Și, Paula. Și, hai, mare opost. Bogdan. Jador! Ce devine? N-ai voie! N-ai voie! Dar Andreea! N-ai voie! Te așteaptă Paula! E luată! E luată! Acum! A rămas Mariana! A rămas Mariana! Te-a dat pe Paula! Te-a dat pe Paula! Nu mai bagă seama! Nu mai bagă seama cu Paula! Poți să iei pe Paula! Nu mai bagă seama! A rămas Mariana! Da, cu ăla! Da, iar știi că eu nu mă pup! M-a pupat doar! Pe toate fete. No, a, Jador, a rămas Larisa. Ia n-ai voie. A rămas Larisa. Hai cu minte. Poate pe Bia. Băi, dar fără să vreau să jur. Dar ce faci, măi? Mă pedepsești dacă mă stau cu cealaltă? Da, 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 pedeapsă. Pentru că a luat prea multe, da, trebuie să doar una. Băi, și pedeapsa lui Mocanu? Bun! Și care pedeapsa mă? Ia nu lezi aia cu Paula. Cum, adică? Okay. Nu. Nu, ea asta e urâtă, dar oricum o faci. Oare, și are pedeapsa. Ceva mai. Hai să legăm acolo cum a făcut el cu mine.
Da, leagă-l. Păi să legăm cu cătușele. Piligii n-ai voie să tu în brațe. Eu piligii cum Paula s-a retras, e liberă. Ce? Tu l-am în brațe. Știu, dar Paula e definitivă, te-a ridicat. Tu luai așa cum te-a lăsat. Andreea a rămas, dar Paula s-a ridicat. Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1. Aaa, dedicație. Lasă tu, locul 2. Acolo, tu mea. Da, că nu-ți mai răspund la mesaj. Ce-ți mai place, ce? Dă-te, mă, de aici. Bă, dar de ce ești așa disperat? Băi, ia gata, nu mai căuta cu tău. Nu, serios, îmi trimis mesaj. Stai cu minte. Băi, îmi trimis mesajul pe WhatsApp. Cum e? Stai lângă bărbatul tău, ce ai? Stai lângă el acum, că l-am în brațe. Dar nici nu știa ce eu... Toate fetele uitat de chestia cu Bogdan. Și toate așa. Bă, dar pe voi v-a trimis aici camera? Trebuie să doamna Andreea, că n-ai voie așa. Dar n-am voie, stai lângă. Stai, n-ai luat-o pe Bilea, n-ai luat-o. Dar și tu ești hain. Da, frate, normal. Păi cum, lasă și lui. Dar tu ești la asta, tu a trimis aici camera asta, o să veniți voi. La altcineva nu are mânță, la Ligi și la Mariana ta ți-l las. Mocănașul pedepsit de oconașul. Să-i dau și așa, asta jos, că nu... Bogdan, trebuie să stric tot, că nu ți-o da voi camera. Cum să nu? Acum a apărut pe televizor că trebuie să-ți dau pedeapsa. Asta-i Caterinca ta. Cu camera, da. Săptămâna asta n-are voie să se aprobă de nicio fată. Săptămâna asta, până vineri. Pe... Jur. Ți-ai pus pomadă rezistentă? Hai, că nu te-ai lăsat camera, mi-a apărut. Nu cred. Deja m-am apropiat de ele, frate. Cine? Cine o zis el? Hamude. Ce ai, mă? Dar tu pe ce vrei răzbunare? După ce te-am pus, stai cu două fete? Era aici. Hai, leagă-l! Hai, băieți! Alinierea toată lumea! Hai, mă. Până mai ce frumos. Nu, la stânga, acasă. La tine pe acasă. Hai, Andrei! Fiecare două încercări. Hai, să te pune aici, stai și cu mâna sus. Eu mă altul mai creier, să-ți prea ușor. Iau-te pentru fete, mamă, iau-te pentru fete, ce fac eu? Tam. Bă, ăla e scut pentru el. Dai, mă, nu-i da la joc. Eu, asta cu dușmăniu, dar tu. Dai cu minte. Bă, are nasturi aia. Unde are? Vezi cum ai dat cu nasturile? Unde? Păi nu mai fi fermoarul. Nasturile. Hai, băieți, mai are încă puțin. Cu fermoarul. Ce are? Dai, pot să vă dau pe ce? Ești. Prea aproape. Băi, nu mai dați cu fermoarul cu vă bat. Au! Dar mergem direct. Care au cu Bogdan, să mergem dincolo să dea cu perna în el, să-l bată. Hai să mergem, lasă. Ce ești la cameră? Și vine să te oprime. Hai să la cameră. Haide. Camera magică, trebuie să mergem și noi la Bogdan. Și are recidă pe Bogdan. Da, hai. Haide! Haide, că ne lasă! Hai! Hai să-i dăm după! Hai să-i dăm tot după! Hai să-i dăm tot după! Stai să-l luăm! Doi, trei și... Paula, dar stai! Hai, le hai, toate fetele aici! Bă, băi! Bogdan! Să vezi ce vă face Bogdan! Mare pedeapsă! O să rămâneți fără fustă pe față! Ai accidentat! Totul să fie pedepsite! Din nou, dar cineva la cameră! Poți face tu! Haide, gata! Eu am văzut într-o emisiune ce... Unde-s cheile, bă? I-a ajuns! Unde-s cheile? Hai că ești la mâna noastră! La picior! Robert, cheia, da cheia! Eu să bată cu Minty! Pe fete! Pe fete, mă! Stai că eu am cheia! Eu sunt șeful!
A, da? Mai stai acolo! Bogdan! Ai, eu sunt tot de aici! Au, ce m-am lovit! Da. Eu cu strugurile mele! Bogdan! Eu nu vreau! A, stai mă! Bă! E, păi bune ăla! Bogdane! Stai, că acum vreau să-l tai! Da! Au! Papa! Dar nu tână! Bă! Eu n-am aruncat! Vrei? Faci, diri, diri! Nu! Eu n-am aruncat, mă! Da, mă, terminați! Doamne, ferește! De ce nu am aruncat-o? Nu, 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 nu! Doamne, ferește, frate, îmi pace! Vezi că am copil, da? Eu n-am aruncat în mine! Ai zis că e funny, mă! Da, mă, dar mă pui pe mine nașpă! Nu-i că mă bat cu pumnul! Hai, Andrei, Andrei! Hai! Ai aruncat cu perna? Ai dat cu perna? Ai dat cu perna? Nu, eu nu. De cine eu n-am dat în nimeni. Eu n-am dat în nimeni. Eu n-am fost, îmi pare rău. Nici eu. Băi. Nu iau perna. N-am fost. Unde, 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 muniții, muniții, nu mai muniții. Gata, stai. Stai că am pus prea mult. Doamne, dar cum să fie așa la emisiune? Dar ce am, mă? Dar cum să fie așa? Tu nu știi cum sunt mai mulți băieți în casa asta? Care mai dacă suntem vai de capul nostru. Care? Aici? Spune. Ți se a! Aici da, afară nu. Aici da, afară nu. Ah, tine Bianca și Paula, da, înseamnă că și vai de capul nostru. Ligia-i dat cu Ligia-i dat cu perna. Că n-am dat, jur că n-am dat. Jur. Maria da. Maria da. Bogdan! Nu am dat! Bogdan! Capia! Lua asta, pune-i cu dat! Pune-i cu dat, pune-i cu dat! Dă-i, dă-i, vezi ce saci băietul cu care te îmbrățișezi? Vezi, vezi? Ce saci, a? Băietul cu care te îmbrățișezi? Mă, date! Ați debata acasă, măi! Aleși la copacul! Nu, după aia tot o facem. Stai, mă, și de oameni. Stai, cu cafea ca să... Nu, 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 stai, stai, stai. Mama! Papi! Am fost cu Bogdan. Dacă mâna mea... Aha! Vezi ce-ți face băiatul cu care te îmbrățișezi? Am băgat așa și am făcut așa. Bogdan, ia-mi venit! Pe Bogdan, fetelor, pe Bogdan! Nu mă agresați, vă rog! Da. De ce-i pasem? De ce-i pasem? Eu sunt mare smecherat la băiela! Prin brațe cu așa cum am fost în gât, a? Tu de ce? Am fost în gât! Aaa, te-a spus! Bărbatul! Prin brațe cu așa... Nu, da, nu! Aaa! Da, 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 jur că n-am văzut-o pe Maria. Eu ce ți-am făcut, mă, să-mi puc? Ce e ăsta? Nu mă pot apropia de o singură fată. Da? Aia tot așa e? Mira ta. Unii oameni chiar nu știu cum să oprească cu gluma. Bianca, trebuie să pedepsești toți băieții. Bianca! Vene! La toți când te pedeapsă. Auzi, fată, pune să vină să ne facă curat. Da. Asta e pedeapsă. Da, fată, uite, să șteargă mai curat. Asta e pedeapsă. Ok, zi tu ce ai în cap. Liniștite. Dragi cetățeni. Stai, stai. Unde-i pui, mă? Lasă, lasă, taci. Nu intra în cumpit. Hai, vino cu azi, spune. Hai, aici. Da, ce vă vino, vino, vino. Lasă că îți spunem după. Vino, hai, Bibi. Că tu trebuie să dai pedeapsă nouă și Livian nu, parte la să nu trebuie. Îi facem o farță lui Ionatan. Vino cu hai, spune. Continuă. Ionatan, că e afară. Hai, vino cu, vino cu, vino cu. Dar să nu trebuie unde e Livian. Trebuie să fie și trebuie să fie toți băieți. Dar acum vine, acum. Strigă-l pe Ionatan, că-i face și fața acolo. Ionatan! Nu înțeleg, mă, ce vrei. Băi, Livian trebuie să dai pedeapsă în partea cealaltă, de-aia acolo. El nu e aici, dar de fapt e de acolo. Trebuie să facem o glumă lui Ionatan. Înțelegi acum gluma, vin. Ionatan! Hai că vă veni la pedeapsă. Eu nu înțeleg ce vreți voi, ia mai zi, dar... Ionatan, este interesant și noi să păcălim că trebuie să iasă cu microfonul. Da. Și a doua oră când îl chem acum,
faci de acolo să fie 3 ore, să mă miște mai. Tu faci de acolo, ești Livian, sau să dea pedepsa la ceilalți acolo. Ah, ok. Ia zi, ce pedepsa? M-auzi, spui, da? Iubire. Ce pedepsa avem? Acum zic. Hai, Ionatan. Hai, pune-te aici. Să zic pedeapsa. Ce te sperie așa că nu-i... Păi mă speriu de tine. No. Adică de pedepsele. Nu, no, sunt liniștită. Ce pedeapsa? Numai să nu se supere iubitul meu. Băieți. Fiți atenți. Pedeapsa. Toți băieții dezbrăcați la bustul gol. Nu o să vă spun de ce, dar o să mergeți dincolo. Alirierea. Și toată lumea, silence. Nu aveți voie să comentați. Faci iarda, nu mai fi. Iarda, iarda ăla cu microfonul, că îi face ca tine. N-are cum, frate, de patru ăsta, îi cheme așa. Bă, du-te mă până acolo. Ianca, du-te și întreabă. Dacă cred că din cauza... Auzi, lipești ce-i spus. Cauza scociului. Ah. E aici, jur. E aici. Ei, Livian. E aici, uite! Ce că cred că de la scoci. Ah, da. Dar chiar era acolo, ăla de la microfon. Cred că de la scoci. Ah, așa, ia zi, ia zi. Ai auzit pedeapsa, pui? Ce? Toți băieții la bustul gol. Da? Aici mă duc dacă va patra. Nu mă interesează. Toți băieții, dincolo la bustul gol. O să vă zic după, dar n-are voie să vorbesc cu nimeni. Mâinile, cred că ne-au fetele la palme. Haide. Nu, 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 să, sau, nu să ne pictează. Sau ne pictează. Nu vă atinge nimeni. Nu, cu pictor și cu deasă. Păi, nu vrem, nu vă atinge. Nu vă atinge nimeni. Știți că eu atac la psihic, nu la fizic. Așa putem că... să refuzăm pe diaf. Dar am păr pe piept, nu vreau. Și eu. Nu ne interesește. Haide, pui de plăcarea! Hai, Livi. Și mie mi s-a stricat mașina. Mi-a pierdut-o. O să mă... Când vin băieții dezbrăcați la bustul gol să le comentăm, să le zicem. Bă, ce burtă ai, ce burtă ai, ce... Bă, ai, ce... Aici ați scoate. Aici ați fete. Hai, să le brand. Stați așa. Ce face? Oricum vă vinea mea. Hai să întoarce că nu beau. Dar de ce? Dar cum? Haideți, fetelor! Haide jos! Toate fetele jos. Și comentăm cât mai urât. Fetele jos? Larisa, dar ce combinație ai, ce interesant. Uh-huh. Mamă, ce nașpa sunt ei! Stai, eu trebuie să fug de tine. La de aia! N-aveți voie să vorbiți! Unii turcu să facă așa de jos! Bode turcu! Aici, alinierea! Să vă arete cum să faci! De aici! Lipsește turcu! De aici! Auziți? Lipsește turcu! Pleacă! Pleacă! Hai! Toți presul, băieți! Aliniați-vă! Păi, aliniere, aici, să vă vedem în față! Ia să facem un casting la, ce? La corpul. Mamă! Da, unde e Andrei? Băi, nici a pus. Unde e Andrei? E prea slab, Andrei. Și s-a tirat! Haideți, încep! Mariana! Start! Așa. Mamă, că acolo pe masă. Ia uite ăsta. Ia. Oh, yeah. Wow, dat clisos. Hai să comentăm pe rând. Cel mai neatrăgător corp m-aș putea intitula chiar pe mine. Eu fiind un vârcolac Wolverine, nu-mi iau părul de pe mine, nu-s format la sală că nu-s bodybuilder. Ăs luptător. Compensez, că nu-s lucrat la sală. Hai, Bogdan, n-ai voie, frate. Că până nu mai vorbiți! Quack, quack. Zadoriși tu! Auzi, mă, Bianca, rezolvă treaba. Bă, Zador, dar nu ascultă, dacă nu ascultă. Compensăm, că noi n-avem așa. Lasă, că nu-i părți. Uite, frate. Vă lasă vrăjala, că uite cât. Doamne, sărac, mijel. Jador! Pui ia-ți bani odată și... Hai, mă, faceți mai repede, că m-am congelat. Le-a frigul. Ia, hai. Așa. I-a spus care burtică. Ce burtă are ea. N-aveți voie să vorbiți. Mă trage la cuvânt. Vorbiți fără în fetelor. Mariana! Dar nu ne mai putem înțelegi cu Mariana. Dați-mi mai cu oțină. Dar nu eu fac nici cin. Cum așa ceva să... Ionata! Păi ești unii mai mari decât mine. Da, Slăninuța! Slăninuța! Să nu pare decât. Lisuța! La purtător. Urât, urât. Bine, el ca el, dar Jador e o maimuță păroasă. Ești în urma, sunt deșterpiti. Vai, cât apăr ai, eu, Doamne, iartă-mă. Bogdan Ocanu, parcă ești un cimpanzeu. Adevărat!
plin cu păr. Stai. Ești urât. Asta tu te mișcai. Ce greață din mine. Mai ales când îți vedem cu rădător. Da, nici nu, dar mi-e cald. Am un fizic derutant. Vă facem noi o fită și vă cumpărăm crema de plac. Am un fizic derutant, urât. Ia toată lumea acasă că schimb pedeapsa pentru aia. Hai, eu fac pedeapsa, nu vă schimb pedeapsa. Gata. Uite, nu, Mari, ce-am eu făcut din cauza ta. Nu, spune nimic. Hai, la revedere, acasă. Acum poți să ieși? Aici. Tu de ce vin pe mine? Mai bine îi puneai să facă curățenie, că cred că se conformă mai bine. Păi că e vreme, până ajung din casa tată te aranjezi. Ce pedeapsă mă-ți vorba de lume? Să-mi dau lanțul jos. Băi, nu pot, că am fost la sală și... Nu pot să mai merg, Gabi. De la... Ce să dau, frate? Puneți-mă să facă curat, e cea mai dus. Nu dau pedeapsa asta, las-mă, că oricum nu se ține nimeni, crede-mă. Și mai mult vin și fac circ aici decât... Eu nu-i știu. Dau... Hai mă, Andreea, că sigur o să vin. Ce treaba acolo? Dar de ce să ne facem noi? Nu eu, fetele. Ce vrei tu? Fiecare câte un băiat. Eu nu, că n-am făcut la nimeni nimic. Eu lăjador, mi-a dat cu pierna. Mai încolo zi. Trebuia fiecare fată să deseneze câte un băiat cu ruj. Pupă-l pe buze dacă ai curaj. Pe băiatul care e în fața ta. Vei hotărâ. Cu cine va trebui să doarmă Mariana? Vei face o ordine. Doamne, așa de tare nu vreau. Vreau să dansați împreună. Cum au dansat Livian și Andreea, așa vreau să dansați și voi. Doar că el trebuie să fie așa cum e el, mai vrăjitor. Enervat? Ar trebui să îi fie rușine că mă face pe mine să-i ofer anumite sentimente și ea ar putea avea alte sentimente pentru tine. Mai mult m-am enervat pe faptul că tu nu ai gândit situația, bă, stai că un pic, poate îi fac rău lui că zic chestia asta. Nu mai vreau să dau un nou sau să te fac să cazi prost în fața ei sau... Nu, chiar mai să mai vorbim. Nu mai suport. Îmi face nervi. Eu cred că știu ce s-a întâmplat. Da. Și nu e în sfârșit frumos. Bine. Exact cum am spus. Se întâmplă ceva cu tine. Nu vrei să ne spui. Este Bogdan Mocanu de vină? Posibil. Aveți un fel de relație în afara acestei emisiuni? Vreau să zic niște chestii și cred că chiar acum e momentul să zic. Tu nu o să-ți faci la tău relație aici în casă, pentru că tu nu o să-ți faci niciodată o relație în viața ta. Nu o să fii niciodată un bărbat stabil, o să te plimbi din femeie în femeie și te interesezi toată viața banii. Bianca s-a făcut provocare, îmi pare rău. Dacă ai pierdut pe nețită, dacă Bianca. Dacă ți-a stricat-o Mariana, nu-i vina noastră, serios. Voi nu ați făcut ce am făcut. Nu, noi am stat. Ba, da. Eu am venit aici și am spus toată lumea dezbrăcare din colo, toată lumea liniște. Eu am stat, ăsta nu a stat, atâta. Te pupăm, pa. Nu știu, mi-a făcut tot ce ai spus, eu am respectat. Mai mult, mi-a făcut. Eu am făcut tot ce ai zis tu, am respectat tot, e unul. Nu e frumos, chiar ne-a jignit. Cine a vorbit? Eu am respectat tot, ai văzut. Bine, cine a vorbit? Jador. Tu ai văzut. Ai văzut cine vorbea. Da. Hai, te pupăm. Păi stai așa, Jador. Te pupăm, hai, pa. Hai. Ieși. Păi stau cu ruj. Dați-ne și nouă să vedem pe băieți cu ruj roșu. Mai vin, când stau prea mult, vine. Tu vei, mă! Dar nu-i corect, și eu vreau. Mor! Mor!
Nu, dar dacă stăteam altă dată, da, mă, mă, cum arătați! Dar tu chiar crezi că ai râmbit? Fac și mecherii buzele astea. Da, pe Bianca nu mi-a dat voie. Dar pe ăștia trei mai trebuie să-i facă. A? N-aveți voie, o să primim pedeapsă. N-are voie să fie. Oricum le dă pedeapsă, că am intrat în casa lor, așa că... Nu, nu, nu! Aia nu, camera au dat voie, Andreea. Acum o să fie pedepsite, că n-au voie. Și cine? Păi, ai vorbit cu... Nu așa că vorbim o cameră. Și el a vorbit, că dăm banii, dăm mâine. Am vorbit eu când a fost. Adică am vorbit, nu am stricat, dar... Dacă îl faci, nu faci pe mine. Și sunt... Ionatan a vorbit mult. Și Andrei, da? El n-a vrut să se dezbrace. Eu cu el am schimbat tot. Martor Livian aici că nu mai pedeapsa sau așa. Noi n-am vorbit. Băi, și lu se ce mocan. La toți trebuie să le fac. Ce ai făcut? Am vrut tot cu Livian. Da. Da, pe bune. Eu zic ceva cu bani, ține. Comani, dar poți să mă șterg. Tu n-ai vorbit tot ăsta. Ah, tu ai vorbit. Elo. Ce faci cum ești? Poți să mă duc? Ce glume cu ăla? Până sus. Îi ștergem, frate, n-accept. Nu! Ei, nu, atunci zice să-i rujeze pe tot. Da. Nu se ia! Nu se ia! Și tu ai! Da, de una să așa, că nu mai se ia! Și tu ai! Cine nu ți-a făcut? Băi! Robert, cred că nici Andrei! Ce bine-mi stă! Mai am? Mai am ea! Ce bine mă simt în adivații mei! Mai bine zi în jurul tău! Viruico! Da. Care te ia lumea în brațe. Bianca, rujează-i pe tot! Au zis doamna Andreea că toate pedepsele trebuie obligatoriu respectate. Păi da, da. Dacă am vorbit! Da, ai vorbit, ai vorbit, Livian! Ai vorbit cu banii domnul și că ești cel mai norocos! Uze roșii! N-am pornit de-o momentul să stric acțiunea, am vorbit. Hai, hai, gata, gata! Iohannis, te-am auzit! Iohannis, te-am auzit! Ca să te... Toți pentru unul, unul pentru toți. Corect. Dar nu-i corect așa, sincer. Statilor, spuneți de ce am vorbit. Bă, ce buze, buze aveți. Eu stau bine în pielea mea. Când le sărut, două pe picioare. Da, cu minte, bărbatul. Buzele tale, două petale. Zici că ești la vestit, Andreea. Când le sărut, știu de-aia mor după mine. Robertina. Ești prea urâtă să-mi placă de tine. Stai cu mine. Ce? Stai cu mine. Zadorela. Zadorica. Bă, mie îmi stă bine. Da, Zadorela. Mai stai cu minte, Bioiu. Bine, bine. Bă, parcă sunteți toți, serios. Acum te lăsăm. Bă, te padă, bă. Ca să te mai urmă. Tu, caică. Dacă alții pot să aleagă, și eu am dreptul să aleg. Nu, mă interesează. Dacă și e nu mă disperă, nu mă disperă deja faza asta. Unii au dreptul să-și aleagă pedepsele, unii n-au. Dacă o să le dea mult mai grav. Nu știu ce o să le dea, nu mă interesează faza asta, mă disperă. Mie nu mi-a convenit să mi se strice părul. De ce fix aia? Alții se leagă în cătuși și mie îmi frecați părul. De ce ți-ai spus? Nu, mă doare capul tuti. Dar nu ți-o zuru până amuz 2 minute, că nu a fost bibi acela. Nu ai acceptat? O să dansezi iar cu Andreea. Nu, no, mai rău acum. Da. Dar de ce, frate, dacă n-am fost supărat? Păi nu mă enervează că primesc pe deasupra. Ce-ai făcut, mă? El deasupra. Ai vorbit, tăticule. Ai vorbit, ai scos banii buzunare, ai luat, ai băgat aici. Da, mă, dar pe unul curios, dacă a vorbit altcineva și-a stricat acțiunea, ce că am vorbit? Păi de-aia i-a auzit că nu vorbește nimeni. De ce? Că ne-am dus să ne-am dus să ne-am dus pernele. Bă, dar am dus pernele, am strâns de aici. Ți-mi minte că am dus pernele? Da, dă-le încolo, fac și eu. Dacă am făcut curat, nu mi-a dat pedeapsă. Da. De-aia au zis, frate, au zis, mi-a recunoscut că îl place. Gen pe Livia. Știu și mie. Ce-o zis și ție, nu? Și de mine mi-a zis. Da, ce-o zis și ție că te place gen? Nu, mi-a zis că gen-i potrivit. Da. Da, nu mă mir că ea și ea, iar gen ea... Nu, dar chiar ne potrivim acum, fără că trec. Eu cu ea chiar ne potrivim. Nu, da. Tu mă cunoști pe mine și pe ea. Spune, nu ne potrivim? Ca și caracter, ca și... Gen, dacă aș fi eu, cum ar veni, doar cu ea. Să fii iubita mea. Da. Veve. În rest, nu. Vandra. Vandra. Nu te potrivești cu ea. Cu ela? Cu Livian poate s-ar potrivi. Nu, e adevărat. Eu cu Livian nu cred că s-ar potrivi. Nu știu, am văzut acum, mi-a trimis cineva un băiat și cu ea și cu el. Și mie mi-a trimis.
când au pus istorii, genia cu el și... Intenționat era într-o mașină și mă întreba cine e mașina lui Jodor. Ce bine joacă. Și zic, nu știu. Ce bine joacă. El a postat story, că e cu cineva. Dar stați două secunde. Trebuie să iau ceva. Ce zice? Eu, și o să vină prima dată Ionatan. Eu, Ionatan, dar tu ce mai mi-a făcut pe geau? Eu nu știu, băi. Asta e manevra lui Robert. Dar nu mai fac nimic, bine. Nici nu mai fac nimic. Cât îți mai fac, mă? 100 am făcut. Am făcut, da, rujul, da, de încolo, mă. Deci, mai ales să-mi pun în Pampers. Bine, nici noi nu. Și noi, dacă am putea, dacă am vrea, am putea să facem, să știi lumea care-i, de fapt, prioritatea și așa, dar sunt detalii care nici nu n-a vrea să afle, știi? Că suntem oameni. Da, pe noi am o să încep să faci, să zici pe internet. Oameni, sau... frate. Cine știm noi, Iulian? De care, băiat pe care Andreea, asta cum o cheamă, Bia nu-l place. Cine? Un băiat pe care Bia nu-l place. Bia nu-l place? Da. Iulian? De aici, din casă. Nu știu. Nu are treabă cu niciunul. Niciunul? Ionatan? Nu. Trebuie unul pupăcios. Rus. Bine, ține-ne place, ține-ne place. Tu noi voim. Te ești luat. Andrei. Da. Dar de ce? Că eu n-am nicio treabă cu ea. Sunt pup, ai? Măi. Eu s-o leg, la ochi. Și pe gură să pup? Deci, am nevoie de voi doi. O leg la ochi și pe Andreea și pe Bia. Le leg și cu asta să nu se vadă. Okay. Și pe aia voi trebuie să le luați, să le luați în brațele pupați, să le așa. Măi, comănești, dar ia-mă pe mine. Da, că e pedeapsă mare de tot. Mă lași? Nu, să fie un băiat de care nu sunt atrase. Și mâine aș poate spune ce mai mult pe tine, care... Mamă, ce pedepse, ne. Nu știu, ochelare. Ce-ți place să dai pedepsii, comănici? Sunt nevoită. Hai, așteptați 5 minute să le leg la ochi, da? Păi, dar tu își merg la baie. N-aveți voie să vorbiți, da? N-aveți voie să vorbiți. De fapt, stai că mergeți pe rând. Primul să vină, cum îl cheamă, Ionatan, coleg pe Andrei. Stai așa, că este un impediment în pedepsa ta. Ce vrei? De ce să le legi la ochi, să le pupi cineva pe care ele nu-l plac, dacă nici măcar nu știi cine e? Adică ar putea să vină oricine să le pupi. În capul lor poate să fie, dar să te vezi prin o săptămână că a pus numai pe tine unul care nici nu-ți place și... Păi fii atentă, dacă vrei să fii mai interesant, intră și spune, v-am pregătit ultimii băieți care ați vrea să vă pupi, că știi, ca să-și facă filme, să nu știi care. Păi nu, filme să-și facă că... Lasă, păi da, da, spune-i tu. V-am pregătit doi băieți. Ultimii băieți pe care ați vrea voi lângă voi în momentul ăsta. Tata bandit, mă, cum ar veni. Adică am creierul TDI. TDI. Nu vede, fata. Nu văd nimic. Nu, n-ai voie. Nu vede nimic și strici ăla. Strici părul, nu mai împune. Strici mai părul, dar e prima persoană că am mai făcut. Ce să fac? Ioi, serios. Ce să fac eu? Zici ce trebuie să facă, fata. Doamne, nu ferești. Asta e pedeapsă. Și eu vreau o pedeapsă de asta. Vrei să fii pupată, Lige? Da, normal. Băieți, vă rog frumos să pupați pe Lige. Cred că e pedeapsă pentru Jador. Hai să văd cine e. Bă, cum să faci, mă, așa? Nu asta. Stai, mă, nu mă prinde de... Colega mea. Abuzează mai puțin. Fumezi. Ca să mă culc și eu. Fumează? Bine! Stai! Bă! Dar văd că ești îndrăzniți, băietul. Ioi. Hai să vedem dacă te prinzi, Andrei. Oameni, mă! Oameni, ce îndrăzneț ești! Cred că e potrivit, bă, pentru Olivia. Nu-i Jador, am auzit.
păi, le dragă că are constituția mare lui. Bucurie. Așa, cred că Ionatan. Cu construcție. Și așa îndrăzneți. Da, Eli. Hai să văd, pot să-i scot? Da. Mi-am dat seama. Pe construcția, a fost bună. Da, știu, știu. A fost bună pediapsa, ok. Oare eu pot să recunosc un băiat? Oare? Tu pe Isu, eu cred că după miros pot să recunosc. Ce mă dai? Ești mai schimbă și pe ceva acum. Da. Nu, no, deja știu fiecare. Următorul. În picioare? Stai. Vai de mine. Stai, eu asta nu pot să cred și gata. Unde e? Mai bine. Ce-i asta? Află singură, haide. Stai. Nu mai ridica capul. Stai, oață. Ți-am zis că ești hoață tu. Așa ceva încă nu a fost. Bă, păi același lucru, doar că puțin deghizat. Hai. Domnul. După aia spun ce fel de parte te... Da, ia, tai tu, tai, că nu trebuie să dai seama cine e, trebuie să stai, a pedeapsă. Mă! Stai aici! Nu, stai, Bia! Că Bia n-a făcut așa, lasă să-ți facă, știi. Măi, băiatule, întoarce-te. Nu mă pupe, da? Nu te pupe, băi, nu pe buze. Să nu mă pupe, te rog. Nu pe buze, dar el nu pupă, stai liniștită. Trebuia odată să mă pupie și nu mă... Bă, ți-am zis că vreau curaj, omule. Dar tu de ce intervii? Am voie, ea mi-a zis, nu? Taci. N-am voie, că am fost. A. Dar nu trebuie tu să te ghicească! Trebuie să... Stă, fă-ți mă treaba! El! Hello! Vreau să știu și cine e. Ionatan a fost beton. Ea. Dar cum și-a dat seama că e deghizat? După... Dar nu lăsa să te pierd. Dar ia, mă, dar ia, dar dacă el nu înțelege el... Eu ce să-i fac? Păi și-a pierdut cu firea. Te-ai emoționat? Doamne, eu nu știam că poți face asta. Băi, și ce trebuie să fac? Tu nu trebuie să faci așa, sper să mă pipăi așa, dar nici nu știu cine e. Da! Asta e pediapsă. Andreea. Așa a fost și Andrei. Asta e pediapsă. Dar ce are și Andreea, o stat! Să las să mă pipi și nu știu cine e. Hai tu, fată, că bagi mâna iurea. Hai mă, băiatule, te-am ales degeaba. Dar poți să începe după mă. No. Te-am ales degeaba? Da. Cam degeaba, la lucrurile să iei numai. Cam necurajos de data asta. Ce? Ai, lei. Cine mă, nene? Foarte curajos. Dacă știu cine e. Pentru că e foarte curajos, niciodată n-a fost așa. Ne pune în eroare. Atunci stai mai la îndepărtare. Ne pune în eroare ca să nu înțelegi. Am fost sigură că pe el îl aduce. Eu tot așa. Da, dar am fost Bianca, dă-i un indiciu. Eu am fost sigură. Dă un 5. Eu chiar văd. Eu chiar văd. Nu știu, eu tot așa nu pot înțeleg. Eu m-am pus pe gânduri. Dar nu știu de ce am crezut că e el. Eu am fost sigur. Stai, mă! Eu tot nu știu de ce. Cred că văd lucruri, mă. Bă, ia mâna de pe mine. Gata? Păi stați, mă, și asta nu mai are și un final bă. Treaba. Cine este Bia? Poate să-ți spun de mine. Ce mai poți face? Ia mai fă ceva uimitor. Poți să-mi dau ăsta jos? Gata. Pupă pe ureche, mă. Pupă pe buze, dacă ai curaj. Pe băiatul care e în fața ta. Vei hotărâ. Cu cine va trebui să doarmă Marian? Vei face o ordine. Doamne, așa de tare nu vreau. Vreau să dansați împreună. Cum au dansat Livian și Andreea, așa vreau să dansați și voi. Doar că el trebuie să fie așa cum e el, mai vrăjitor. Enervat? Ar trebui să îi fie rușine că mă face pe mine să-i ofer anumite sentimente și ea ar putea avea alte sentimente pentru tine. Mai mult m-am enervat pe faptul că tu nu ai gândit situația, bă, stai că un pic, poate îi fac rău lui că zic chestia asta. Nu mai vreau să dau un nou sau să te fac să cazi prost în fața ei sau... Nu, chiar mai să mai vorbim asta. Nu mai suport. Îmi face nervi. Eu cred că știu ce se întâmplă. Da. Și nu e în sfârșit frumos.
Exact cum a spus, se întâmplă ceva cu tine, nu vrei să ne spui. Este Bogdan Mocanu de vină? Posibil. Aveți un fel de relație în afara acestei emisiuni? Vreau să zic niște chestii și cred că chiar acum e momentul să zic. Tu nu o să faci la o relație aici în casă, pentru că tu nu o să faci niciodată o relație în viața ta. Nu o să fii niciodată un bărbat stabil, o să te plimbi din femeie în femeie, o să te interesezi toată viața banii. Puterea dragostei continuă! Ne vedem de la ora 17! Pupol pe buze dacă ai curaj, pe băiatul care e în fața ta. Vei hotărâ. Cu cine va trebui să doarmă Mariana? Vei face o ordine. Doamne, așa de tare nu vreau. Vreau să dansați împreună. Cum au dansat Livian și Andreea, așa vreau să dansați și voi. Doar că el trebuie să fie așa cum e el, mai vrăjitor. Livian, te-ai enervat? Ar trebui să îi fie rușine că mă face pe mine să-i ofer anumite sentimente și ea ar putea avea alte sentimente pentru tine. Mai mult m-am enervat pe faptul că tu nu ai gândit situația, bă, stai că un pic, poate îi fac rău lui că zic chestia asta. Nu mai vreau să dau un nou sau să te fac să cazi prost în fața ei sau nu, chiar mai să nu mai vorbim. Nu mai suport, Îmi face nervi. Eu cred că știu ce se întâmplă. Da. Și nu e să știți frumos. Bine. Exact cum am spus. Se întâmplă ceva cu tine. Nu vrei să ne spui. Este Bogdan Mocanu de vină? Posibil. Aveți un fel de relație în afara acestei emisiuni? Vreau să zic niște chestii și cred că chiar acum e momentul să zic. Tu nu o să faci odată o relație aici în casă, pentru că tu nu o să faci niciodată o relație în viața ta. Nu o să fii niciodată un bărbat stabil, o să te plimbi din femeie în femeie, o să te interesezi de toată viața banii. Ceva. Hai dezamăgit. Până la vârsta asta, dacă mi-ai spune că ești virgin, nu m-ar mira. Ce ai făcut, frate, acolo? Ce să-i fac? Mă, nici nu puteam să pup de pernele alea. Dar jobul tău era să te duci să-i dai la ea, să o atingi și tu ce cumva și pune mâna pe ea. Tu stăteai să-i pune ea mâna pe tine, că hai. Ai pus mâna la spate la un moment dat, toată... Mi-am pus pe... Era rușine. Ești un tânăr de la 15. Ești tânăr, mă. Nu, pe mâna, nu, că de rușine. Poți să mă duc dincolo să aduc un băiat pentru Mariana? Pentru că Mariana spune că este foarte capabilă. Putea desluși misterul. Are un sincer foarte dezvoltat. Vreau să văd dacă... Uite că se poate. Opa. Bine! Din nou. Am nevoie de ajutorul tău. Oh, Olivia, da, dar nu, chiar nu mai aveam timp, dar hai. Nu, da. Bianca, nu, deci chiar... Bibi, nu mai, nu mai lua Andrei. Ia de-al dimineca, să fii tu gata, prești... nu, că e altceva, n-aveți voi treabă. Pune... Da, Andrei... Păi, dar ce ai pe tricou? N-ai voie să atingi fața, da? Doar corpul. Hei, hei, du-te un pic în spate, ia-ți aia de aici. Ia-ți aia de aici. Că m-a parfumul. Ia, poți să-i atingi mâinile. Așa. Stai. Livian, parcă le-a mirosit. Atinge. Și-o da seama după asta. Scos brățările, parcă Livian. Cine? Seama că disperat e după. Deci, miroase a Livian. Parcă e jador la piept. Nu. E bărbos. Nu ai voie să pui mâna. Da, atingi vreau eu. Păi, pe față n-ai voie. Pe corp. Păi, pe corp am spus. Mâinile de la gât la în jos, Mariana. La okay.
Hai. Așa mai, parcă ai făcut pe... Mai coboară. Mâinile. N-are fund nici ador. Cine mă poți... Stați un pic să mă concentrez. Nu fii timid. Concentrează-te. Da. Mă, stai că e greu. Deci miroase a livian. Vezi că are și poate Jador s-a dat și cu parfumul lui. Și Robert are același parfum. Poate da. S-a dat cu parfumul lui. Nu, Jador nu la o poștă se miroase așa. El de piscare era să fie. Fun n-are, mă. Jador are fun, ce-ai pe tine. Asta n-are fun. Da, vezi. Asta e livian după miros. Ia vezi în fasul ce are. Treaba ta, vezi că... Să fie e grav, dacă simți pe gagicul meu oriunde, stai. Cam nașpa. Livian la fel are barbă. Știu că avea burtică. Ia. Că e altul, doar că fac altul parfumul. Deci dacă miroase a Livian... Poate dar tu miroși iubitul meu oriunde? I-am spus că are parfumul frumos. E altcineva, doar vezi făcut cu parfumul lui. Spate. Nu-ți dai seama. Bine. Stai, deci ai curaj, ai curaj să-l pupi buzii dacă ești Jador, nu? Ai curaj să-l pupi? Stai un pic. Stai-ți văd cât de nat ești. Dar gata, tu ți-am să nu mai pui mâna. Ce e? Ce e, Livian? Când ea reacționează așa? Ai curaj să-l pupi? Că-i mirosul lui. Nu, ai curaj să-l pupi pe buze dacă e... Da. Nici pe Bia n-a lăsat-o să-l pe buze. Nu. Pupol pe buze dacă ai curaj. Pe nu. Băiatul care e în fața dacă ta. Nu e Livian, deci dacă, dacă e Livian, pupol pe dacă buze. E Livian, îl pup. Bine, atunci îl pup pe gât. Dar vezi că Livian, mirosul lui. Bine, dacă e el, îi pupol pe gât. Și n-are vezi? Bine. Pupol pe gât dacă el e. Nu. Haide, el e? Îi fac ceva gen... Pe nu, răspuns-o final, cine e? Cine la e, Livian Mariana? Fac așa, la Livian de ce fac așa? Hello, bro. În fine. Tu, Iohannis îi fac ia, hai, pupol pe gât dacă el e. Frate, nu, dacă e, dacă e Livian, pupol pe gât. Păi și cine e? Este atât de simplu, se transformă în copii, este atât de complicat. E parfumul lui Livian. Dar cine e la corp? Mirosul e a lui. Bă, cine e? Livian sau final. După parfum e Livian. Yeah. Ai dreptate. Scoate asta. Păi parfumul. Că ea zic că parfumul e frumos. Numai, ghici, bravo, 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 Mariana. Bravo. Eu cred sincer că Mariana este îndrăgostită de Livian. Avem o propunere. Da. Da. Băieți, ești foarte curioși unii, Mariana. Sunt foarte curioși dacă îi recunoști pe Jador și pe Mocanu după cum. Da. Să o legați la ochi și să apăie toți gata, băieții. Lasă-i acum. Hai. Data viitoare, băieții. Îi recunoaște, normal că îi recunoaște. Săptămâna viitoare. Nu vrea! Eu vreau! Ce-a simplificat povestea, nu vrea. Nu vrea. Hai. Nu, dragoste, nu! Dar ce pedeapsă primești dacă mă duc? Vezi și pedeapsă primești dacă dar cum? Trebuie să-mi leg ochii. Hai, cu ochii închiși. Livian, dar cum fac? Ochii închiși? Și asumă pedeapsă. Hai! Ia să clotesc altă pedeapsă. Hai, Mariana! Hai, hai, Mariana! Hai, dar ăsta nu poate fi, trebuie să... Sunteți la altă emisiune. Păi vreau să văd cine, dacă recunosc băiatul. Fără. După partea posterioară, dorsală, după partea inferioară a corpului. Să-și facă găile doar acolo? Nu, nu, nu. Am, când a venit Livian, am zis că nu poate să fie persoana dată pentru că nu are fund și de-aia și fetele au zis. Dar noi ne-am Mariana, zis fundul. Da. Te-am pregătit o surpriză. Oh. Alta surpriză. Alta. Tot cu mâna nu mai surprinde. Și vouă. Oh. La toate? Da. De ce? Oh. Eu nu mă simt vinovată. Mariana. Un băiat nou. Un băiat nou. Nu. Ce un o fată nouă. Serios? În fiecare seară. O colegă de cameră. Bărbăreața? Ba da. Mariana, nici Mariana. Tot. Nu este drept ca această fată măi, mai în față, să arate mai așa cum arată acum. Dar ce-i fac eu? Măi, mai în față acolo. Noi s-o dar pe eu deranjează ba da. Ba da. Dacă nu, vom face bilețele și veți trage la sorți. Și cu cine pică?
Cu ea rămâne. Dar nu e de la mine, ce-i fac eu? Eu am vreau să o faci. Dar nu mi se pe Larisa o deranjează și asta e pedeapsă pentru restul fetelor. Pe Larisa vorbește pe ea, tot o deranjează. Bine că nu e o săptămână. Stai, Mariana, gata. Dacă refuzi, vorbea... dacă mă refuzi, vei sta o săptămână. Dar vă dați seama că ea doarme la 3. Ea nu are nicio vină. Păi, dar nici noi n-avem nicio vină. Nici Andreea nu a avut. Dar mă excludeți, mi se pare 3 săptămâni, deci... Bine. Bianca, ești liderul casei? Da. Vei hotărâ cu cine va trebui să doarmă Mariana? Vei face o ordine. Mariana. Vei face o ordine. Andreea, doar Mariana ar putea, dacă e să vină la noi la hotel, să doarmă cu amândouă în cameră, că noi nu putem Doamne să ne mutăm. Doamne ferește, Bianca, te rog. Ca să fim corecte, nu vreau să doarmă cu fiecare fată, pe rând. Păi da, dar ideea e că noi stăm la alt hotel decât ele. Ce problemă? Ori începe cu voi, ori cu ele și apoi... Păi și eu îmi iau bagajele, mă mul la hotel, Andreea. Vine ea la voi. Adică stă cu noi în camera asta, zic, cu amândouă. Da. Doamne, așa de tare nu vreau. Ok. Bine, prima seară cu noi. Se schimbă, Mario, și cu cine se va înțelege cel mai bine. Da, corect. Dar nu cred că am foarte multe lucruri. Eu pregătesc așa, să doarmă cu ei. Mariana. Și pentru ea e pedeapsă, pentru că... Mariana. Doamne. Îți faci ținutele și ți-ai strictul necesar. Când pleci în excursie, ți-ai... Ce înseamnă cu minte, fată, trebuie acest timp? Atunci pune-te pe mut. Păi ce faci, tu lăgește pe pat, se pucă, dă-mi pregătesc aia. Păi dar tu oricum ai zis că ai viață din noapte. Nu mă interesează! Nu mă interesează! Faptul că Larisa e slabă, să plece! Andreea, și ce ai spus cu cine se va înțelege și mai bine va rămâne în cameră? Da? Băi, ce bătă, îi dau. Nu, Mare, stai cu cine te vei înțelege cel mai bine? Cu persoana respectivă vei rămâne. Știu, cred că toate o să bagă. Și Mariana zice cu cine. Nu zic asta, oricum o să facă, dar mai bine ca și Andreea, vreau să stai. N-aveți niciodată de unde să știți. Corect. Cum vă înțelegeți și cum vă veți apropia. Da, ele poate să nu o placă niciodată ca să mă dea afară din casă. Nu, Mariana, o să vezi. O să vezi că nu o să fie așa. Vreau să dansați împreună. Cum au dansat Livian și Andreea? Așa vreau să dansați și voi. Doar că el trebuie să fie așa cum e el, mai vrăjitor. Ian, te-ai enervat? Ar trebui să îi fie rușine că mă face pe mine să-i ofer anumite sentimente și ea ar putea avea alte sentimente pentru tine. Mai mult m-am enervat pe faptul că tu nu ai gândit situația, bă, stai că un pic... Poate îi fac rău lui că zic chestia asta. Nu mai vreau să dau un nou sau să te fac să cazi prost în fața ei sau... Nu, chiar mai să nu mai vorbim asta. Nu mai suport. Îmi face nervi. Eu cred că știu ce se întâmplă. Da. Și nu e în sfârșit frumos. Livian și Bogdan Mocanu, aveți două pedepse de îndeplinit, pentru că nu le-ați îndeplinit. Dar nu merită. Nu mă interesează. Aveți nevoie de propuneri? Păi n-am greșit. El se comunică. Liderul casei, mi-am auzit numele, strigat de liderul casei, a spus ceva că trebuie să hotărăsc eu niște pedepse. Bun. Propuneri pot? Bine. Nu. Ai zis că eu hotărăsc. Mr. Livian. Da. La date cu Andreea. Vei merge în camera roșie cu Andreea. Da. N-ai vrut ruj! N-ai vrut ruj acum! Bogdan cu Bianca! Mi-te rujul să fie, că să te ai cu 20 de minute cu rujul ăla pe buze! Dar poate o făcut special! Și veți sta în camera roșie... Da? Până când... Vă sărutați! Lămuriți! Vă dă mare! Hei! Gata! Dar tu ce atenție râzi la acolo? Limbaj, Bianca! Dar râd eu! Cred că Bogdan o să meargă cu tine! Vreau să lămuriți problema dintre voi doi. De ce v-ați, mă rog, despărțit? E mult spus că n-ați fost împreună. Dar ce rost are, dar nu vorbești și iubita lui cu el și vorbești și altcineva? Da, despre asta zic și eu, Bianca, ce să fac? Firaria de pedeapsă. Dar știi ceva? O meriți. Poate, nici poate măcar problema cu tatăl lui Livian nu ați lămurit-o pentru că tu te-ai supărat, ai fost foarte, te-ai simțit foarte jignită și n-ați apucat să lămuriți nimic. Vreau să lămuriți tot. Bravo, nu te-ai uitat după Jador, nu m-am uitat după Jador, l-ai luat de mână, nu l-ai luat de mână, m-am văzut cu tatăl tău. Pe calm, pe frumos, pe ceartă, pe bătaie, pe ce vreți voi. După care va merge... Bianca!
cu Bogdan Mocan. Așa zâmbesc eu. Am știut. În camera roșie. Iar Bianca va trebui să-i spună lui Bogdan. Păi stați un pic și pedeapsa lui Bogdan care? Asta e. Asta e. Asta nu-i pedeapsa. Da. Bine, atunci îi mai dau una. Cum, nu, vă, cum dici, păi da, nu? Bine, vă mai dau una amândurora. Nu! Ba da. Până mâine, aici stăm. Și vă țin doar în pedepse. Bianca, îi vei spune lui Bogdan părerea ta sinceră despre el. Despre el, despre prietenia cu Jador, despre relațiile pe care el și le-a dorit să și le facă aici, în această casă, cu Bia, cu Ana, cu... Care Bia? Bia. Păi numai Bia avem Bogdan. Bia. Nu Bia. Care relație pe care am avut eu să mi-o fac cu Bia? Oh, whatever. O să-ți explice, nu știu, Bianca. În momentul în care iei o fată în brațe, o tot săruți pe gât, o tot mângâi, ia, tot stai cu capul pe piept. Ieși afară cu ea. Te vezi cu ea în parc la 1 noaptea. Ce faci? Asta am făcut cu toate. Cumva... Asta am făcut cu toate. Te-ai văzut cu toate în afara emisiunii? Nu, am stat cu toate, cum ai spus tu. Și da, cu... nu, nu te-am văzut cu capul pe pieptul nimănui. Ce anume? Eu nu te-am văzut cu capul pe pieptul nimănui. Nu te-am văzut cu capul pe pieptul Ligiei sau Andrei. Ba chiar astăzi, la Paula și la Ligi. Da, dar nu ne-am întâlnit. Nu, nu e adevărat, Bogdan. Nu așa cu drag. Mă confunzi. Sau poate am stat, poate am ieșit și cu fetele în afară. V-ați văzut cu Bogdan în afară emisiunii? Nu, categoric. Nu, nimeni. El mai visează. Probabil, da. El mai visează din când în când. În afară de Bia nu s-a văzut. Mai visam Bogdan. Lasă, Andreea, nu mai spune, Andreea, nu mă provoca, Andreea, că poate zic ceva, Andreea, stai cu mine. Dar chiar te rog, n-ai nimic. Ia, ce șmecher face pe interesant, n-ai ce. Andreea, taci din gură. Are-mi rog, Bogdan, nu-i rog. Că-l cunosc cu mine? Pe mine? Taci-mă din gură că faci. Aulă, dacă zic părerea mea... Hai, Andreea, continuă, doamna Andreea, continuă. Și chiar am așa, chestii. Și o pedeapsă pentru amândoi, dacă o pot numi așa, că mi-e greu, nu vreau să te simți jignită, Bianca, că nu este o pedeapsă pentru amândoi, dar mă rog, dacă ai insistat, Livian, Bogdan, vino încoace. Ce vrei, Livian? Cred că am o bănuială. Simona, am să te rog, o piesă extrem de... Nu știu, vreau să se ridice părul pe mine. Vreau să... Bumerangul! Zice pe Livian. Bumerangul s-a întors. Vreau ceva... Bumerangul. Ziceți. Ceva... Eu ce față are. Ajutați-mă. Ce ciudă. Nu știu, aia îmi place mie. Vezi ce ar să fac. Da, dar e prea un pic săltăreaț așa. Da? O venea mai... Să punem o piesă? Da. Call out my name. Bine. Bine. Asta, da? Call out my name. Te rog, Simona. Vreau să... Livian. Vreau să te comporți, call out my name. Vreau să te comporți așa cum te comporți tu când... A, nu. Când iubești. Păi... Livian, când ești afară cu ea. Când iubești. Nu. Vreau să te comporți cum te comportai tu afară cu ea. Dacă nu te văd, dacă nu văd... Deci dacă nu te comporți așa, te pun să dansezi până când te văd eu așa. Nu-ți face probleme. Lipicios. A, vei stați un pic lipicios. Dar nu mă interesează. Dacă așa dansează el... Nu-i place. Nu, Mimi, ce nu? Ești pregătită hormonal pentru ce urmează. Nu accept. Bianca, e doar un job. Bianca, tu ai început. El asta face. Dar nu are voie să pună mâna pe mine. Dar nu are voie să pună mâna pe mine. Păi eu am iubit. Primești tot pediapsă. Dar stai puțin că și Bianca m-a ținut-o în brațe. Victima colaterală. Păi așa, dar nu are voie să pună mâna pe fața mea. Dacă nu accept, se duce Andreea la el și îi face striptease. Și știi să facă. Asta, da. Ți-e teamă că nu o să reziști tentații? Nu, dar nu-i frumos, nu! Va fi atracția prea mare? Da. Dar noi știm că este atracția mare, cum ești, nu trebuie să ne... Bă, spune-te, ce ai? Păi stai că nu vreau să pună la băia mea venit și să pupe cum o pupa pe Bia. Ce-i vorbiți? Ce-a pupat-o? Fata, fata, stai iubit! Vreau să dansați împreună. Cum au dansat Livian și Andreea, așa vreau să dansați și voi. Doar că el trebuie să fie așa cum e el, mai vrăjitor. Pervers. Da, dar nu ai voie să spune pe mine. Intră-ți în loc. Livi, îmi cer scuze la avans. S-ar putea să se întoarcă... era zic... Dar unde vă duceți? Aha, crezi că vreți să ieșiți din emisiune, iertați. Am vrut, dar... Mamă. Hai, du-și la teatru, Livian. Avem coreografie. Mă, dar tu ești... Bogdan. Bianca. Dar să pune pe mine, Andreea. Ce faci? Așa ce... Vreau să dansați așa începi, împreună. Da. Dar fă-te mai să te călărească pe tine, dacă vrei. Așa începi dansa. Vezi cum te pot. Dar nu vezi ce vrea să fac. Împreună. Nu-mi place. Păi dans, dar ăsta-i dans.
ca de obicei, Bogdan și-a intrat bine în rol. A jucat foarte bine teatru în privința Biancăi. Vivian, te-ai enervat? Cum? Te-ai enervat? Plângi? Plângi? E plânge. Nu plângem în sus. Ai lacrimi în ochi, ești tremură buza. Nu, doar îi tremură buzele de nervi un pic. Dar ce zumă de așa ăștia? Pui, păi, dar n-ai cum că este extrem de expresiv. Da, Vivian. Nu, nu poate să-și ascundă. Se vede. Da, sunt vulcanic un pic, sunt ăsta, dar... Ce simți? Am încercat să iau din toată situația asta ceva ce e bine, adică să-i văd comportamentul ei. Numai într-adevăr, la început, da, m-am enervat puțin. Vreau să zic eu ceva, să te ajut, îmi pare rău, Bibi, dar trebuie să zic ceva. Asta e genul lumei de ispită până la capăt. Bine, eu gen te fac să-ți confirm ții, nu-ți bag eu nimic în cap, adică nu te gândi... N-am înțeles. Nu ți s-o părut că a fost un pic cam... Nu că reținută, că reținută e soft, cuvânt soft. La modul că și-a impus niște chestii la modul contact vizual, să nu fii, să nu lasi să stea apropiată de mine mai mult de 5-6 secunde. Pe bune, dar el s-a uitat la Andreea cât a dansat cu ea? Nu s-a uitat niciodată. Dar ce nu, da, să zic că s-a uitat în ochii poate tăi? Poate e adevărat ce a Andreea, că Andreea Mantea. Nu, nu, poate nu. Cam... Eu am să-mi glumă, hei! Știu, da, poate nu mi se pare nu mi se pare o problemă chestia asta, adică... Normal, din respect față de mine, e normal să nu facă contact vizual, să lase loc de interpretare. Asta zic, că nu s-a întâmplat nimic, dar nu s-a întâmplat nimic pentru că i-ar fi fost frică să se întâmple dacă ar fi stat apropiați mai mult timp. Zic, nu știu. Și dacă ar fi conștientă că ar fi dat curs și s-ar fi băgat în jocul ăsta și ar fi picat... Involuntar. Lasă, involuntar sau ăsta, involuntar. Ar trebui să îi fie rușine că mă face pe mine să-i ofer anumite sentimente și ea... Ea ar putea avea alte sentimente pentru tine, dar nu cred. Da, dar s-o trimis la un date cu Bogdan. Cum am făcut eu cu voi doi? Nu, cumva ea s-a asigurat că nu o să facă niciun gest. Atunci o să se vadă când ei doi nu o să fie. Când el nu o să fie. Dar tu de ce vorbești, Pirui? Lasă că nu e treaba ta. Tu taci din gură. O părere. Taci din gură, Pirui, că nu ești în ecuația asta. Când ești acolo, atunci îți dai seama că adevărat. De exemplu, ce m-a deranjat la ea și nu neapărat deranj, enervat, a fost... Nu știu ce a zis Bogdan la început și a dat un râsete și nu știu, nu mai știu ce a zis și a început să râdă. Ce? Nu, no, doamne, dar n-a plânge. Ce, acolo, la scară, nu? După scară. Imediat după faza cu scara. Nu a fost o glumă. Și faza cu scara acolo, chiar dacă ai pus-o tu pe scară, ea nu trebuia nicio secundă să stea acolo, trebuia să se tragă. Și ai mai zis dar nu ce... mi-am dat seama prima dată ce vreau să fac. Nu există să nu-ți dai seama și ai mai zis tu ceva înainte și tu apucat să râdă. Adică... Eu nici n-am simțit că Andreea nici n-a observat că ce și fac eu la scară. Și nu numai că ai că ai pus-o acolo la scară, nu știu ce ai făcut, deci s-o tras și după aia s-o duzea singură acolo la scară. Știi și chestia asta m-o cam enervat. Dă-i afară, dă-i afară. A vrut să apărăm. Ești supărat pe Bianca? Dar la mine nu-i supărare, la mine mai mult îți nervi. Gelos. Nervi sau când e cazul dezamăgire, dar supărare nu, eu nu țin supărări. Și eu sunt nervoasă pe tine. De te ce? Rog, nu mă provocă. De ce? Da, dar asta mă enervează la el cel mai tare, că el le ține în el și le spune la un moment dat, eu le spun atunci. Păi ei, uite că am început să le zic. Mie de asta, mică, eu începând să zic anumite chestii ce mă enervează, mă deranjează, ce e ăsta, eu mă enervez în timp ce le zic. Și de asta nu prea îmi place să zic. Bine, mai bine lasă treacă, trec câteva zile. Și dacă cumva revine momentul, atunci al zic când îți calm și nu mi-a trecut. Noi de când am venit în vacanță, din vacanță am vorbit și am spus că dacă zilele astea nu o să ne lase împreună, o să facem în așa fel încât să sunt împreună, adică tot aici în casă. Eventual să ne întâlnim amândoi, să luăm pedepse, da. Am vorbit asta ieri, nu s-a întâmplat, nu ne-am întâlnit. Astăzi, iar nu ne-am întâlnit, alaltă ieri nu, adică nu. Adică n-am călcat niciodată să vin aici la mine să mă vadă, de când am vorbit de chestia asta, că nu ne-am mai văzut. Și astăzi a venit să se bată cu perne și și-a luat pedeapsă ca să vină să bată cu perne alte fete. Bine, dar nu te-ai gândit că nu-i frică nu să te gândi că probabil a fost un pretext ca să vin, că eu n-am dat cu perna nicio fată. Și am venit la tine. Da, că de fapt au stat. Eu te-am văzut pe televizor când ai aruncat cu perne. Eu dacă am un stil mai banditez, să zic așa, și pot veni la tine fără să iau pedeapsă, de exemplu, am așteptat să facă cineva o greșeală și m-am dus după el, cum a fost cazul lui Bogdan. O trebuie să-i dau pedeapsă, dar totuși a venit după el și a stat cu tine. Asta nu înseamnă că nu... Eu încalc regulamentul, dar încalc să nu fie încălcat. Dar eu nu am venit dincolo când au aruncat fetele la băieții acolo.
Când ce? Ca să nu calc regulamentul. Eu n-am zis că tu n-ai capacitatea să o faci și tu ai capacitatea, dar nu-mi reproșa că nu calc regulamentul. Dacă încalc eu regulamentul, să-mi dea mie pedeapsă să te pună pe tine cu nu știu cine, probabil faci tu o greșeală, nu zic că ai putea face involuntar sau asta și m-aș enerva pe tine. Păi n-am făcut nicio greșeală, stai un pic. Păi stai un pic, asta spun. Da. Păi asta spun, zic că... Eu nu am venit dincolo ca să-mi iau pedeapsă, adică puteam să vorbim amândoi, să ne întâlnim la cum, așa cum am stabilit. N-așa am stabilit azi? Ba da. Dar cumva ești ca o soție tăcută de frică să nu ai ceartă cu soțul în casă. Și lași de la tine și taci. Nu. Și nu zici nimic. Nu, cu așa seară s-a supărat. Nu prea ai argumente. Da, n-are argumente. I-a dat argumente bune, Livian. I-a dat cineva care păi, dar tot ce s-a dat, mai zici Bianca, că nu te rupe. Bianca, știi că Bianca. Ce-o zis? Stai să vezi ce pățești acasă pentru dansul ăsta. Păi aseară am vorbit o oră. Și din cauza tău. Da, să vedem ce o să vorbiți după camerele roșii. E foarte important să avem aceste camere roșii. Ce bucuros. Eu mai am? Bineînțeles. Păi eu am să-i zic niște adevăruri, adevăruri. Bibi. Deci oare cum ați încălzit pentru camera roșie? Mă duc acolo încărcat. Exact. Pierbe de lei. Inteligentă mișcare. Trebuie să te descași la Andreea, bravo. Da, inteligentă mișcare. Deci, că nu am ce să mai vorbesc. Nici eu cu Bibi n-am ce să vorbesc. Am dansat cu ea. N-ai nimic să-i reproșezi? Stai că zic eu. Îți zic eu. De asta te-am lăsat să spui adevărata ta părere, ca să spun și eu adevărata mea părere. Nu ai absolut nimic să-i reproșezi? Stai să vezi ce spun. Da, mai mulți. Tot. Vreau să fie o pedeapsă. Pui, vorbești tot. Okay. Tot. Ce crezi tu despre relația lui cu Bianca? O să spun ce cred. Hai, mergeți în camera roșie. Hai, Bibi. No? Ce repede am vrut să mergi de vremă, mă, să le scap. Bă, noi doi suntem aici victime colaterale. Da. Hai. Vă las. Revin. După camerele roșii. Acum nu se mai poate schimba, deci e dat sudusei, da? Poți merge la tine tare, acasă. Fierbea mai tare dacă... Poți merge la tine acasă. Lăsa-o trebuie. Andreea, o încălcat... Nu este un mesaj pe televizor. Sunt eu care te rog să mergi la tine acasă. Păi, mi-ai rugat, e altceva. Bogdan și cu Jador au încălcat. Ce, mă? S-a pupat cu aceeași fată toți. Nu este adevărat. Ba, din contra, s-a supărat că nu mai putut să le atingă. Hai, nu fi nasoasă. Hai, discutăm când mă întorc. Ce turnătoare fake ești. Hai să vezi câte adevăruri am să spun. Da, dacă ai turnat adevăruri, mai turnă câteva adevăruri. Ce adevăruri am să spun eu de Bogdan? Zi. Ce ai de zis? Tine mai tare m-au deranjat. Ai zis de tai cu tot. Mă întreb, dar în timp ce eu vorbesc, tu vorbești peste nu, mine. Nu, că te las să vorbești. Uite, ce, dacă chiar voiam să fac ceva, dinainte eu am știut că intră în direct. Ai știut? Normal că am știut. A, dar bun, tu ai spus-o și spun adevărul. Dacă o zici că nu, ăsta e adevărul. Păi asta zic că știu. Da, și eu când și am... tu l-ai întrebat, adică mi se pare normal să-l întreb. De ce zici că ți-e frică de răspuns? Că noi doi am mai vorbit despre chestia asta și ai zis că nu crezi. Tu când ai pus chestia aia, te cred că poate nu te-ai gândit că mă atași pe mine. Ai scris asta, cred că nici 20 de minute nu au trecut. Vreo 20 de mesaje pe Instagram. Și trebuia să-mi spui mie, că mai... Dar când adică... am văzut, adică nu, înțelegeam că ai scris-o la Caterinca, dar a început lumea să intre pe mine, să-mi zică, bă, uite-te și nu știu ce. Recunoști că a fost oarecum o greșeală, că ai scris asta. Da, mă, și ți-am spus atunci, nu m-am gândit și n-am mai găsit mesajul, mai câte mesaje, nu mai știu ce poză. Cum a fost? Tu ai început să zici, ți-am zis termina, ai continuat să zici, am început și eu să mă enervez, am început și eu cu Caterinca și cu astea și am început să ne atacăm. Nu te-am mai atacat. Ba, ți-am spus de Bianca și de Larisa, bă, oule, da, dacă mâine Jador îmi face poză cu tine și o cu tine, nu pasă mie dacă eu o să fiu peste două săptămâni cu el. Păi, omule, mi-ai greșit, atunci am fost nervos, normal că am zis mai multe chestii urâte despre tine. Mi se pare normal că m-ai atacat. Și chestia aia, dar nu, și chestia aia, dar n-ai cum să mă ataci cu chestii murdare. Dar nu e vorba că te atac, e vorba de ce ai spus tu și n-ai vrut să recunoști. Da, bine, auzi, și dacă aș fi zis. Ai spus. Nu am zis, dar și dacă aș fi zis. Eu ar fi trebuit să încep să zic... Dar n-ai zis chestii murdare, mi-ai arătat un video. Nu, eu ți-am arătat un video. Ai zis că există un video. Primeainte ai zis că ți-am arătat un video. Ai zis că există un video. Ai zis că ți-am arătat. Bine, lasă-mă, nu o dat tu altcumva. Vezi cum te încurci în detalii și... Nu, e adevărat. Nu e adevărat. Ba bine, auzi, lăsăm așa. Și dacă ți-aș fi arătat sau ți-aș fi zis de Bianca sau de Larisa. Nu, e de bun gust să încep să zici tu din ce zic eu. Adică eu n-am început să-i zic și nu dau nume la
două fete aș putea să încep să-i... Ce ziceai tu de ele și ce gest... Nu, chiar nu țin minte. Păi nu țin minte, că nu, vezi, nu mi-ai zis, dar nu țin minte. Da, știu, dar eu le-a spus și în față, stai liniștit. Sau dacă e cazul, le și spun. Tu știi care a fost problema între noi. Nu s-o consuma nimic. Tu ai stat să le gândești pe toate. Bă, stai să văd cu Andreea, nu știu ce a fi. Hai să încerc eu pe cealaltă parte. Nu neapărat că ai vrut pentru vot, nu te gândi, nu la asta mă refer. Chiar dacă era o simplă fată. La fel făceai. Hai să văd, bă, Andreea, am văzut, n-o mers. Ai stat să ba, s-a mai glumit cu Jador, mai n-a fi cum a trebuit, hai să încerc cu Bianca. Dacă o să iei logic, logic, fără să jignim pe nimeni, îi a doua opțiune. Degeaba tu nu vezi, dar nici nu a fost frumos ce-a făcut. Adică să te bagi așa și să știi că la cine doi oameni se plac. I-au mai făcut chestiile astea, să zic, ei plac chestiile astea, s-au băgat și între Iancu și Roxana, au fost... Asta zic, e tot timpul plăcut, nu știu, îi place să fie pe locul 2 și nu zic, uite, eu reușit. M-am enervat că și mă enervează. Adică și tu te-ai enervat pe Bogdan acum, dacă îți făcea ciudă că oftica, nu te-ai enervat și tu, sincer. Da, pe normal, că știu că Bibi place de mine, da, o simt, nu știu cum, dar încearcă să-ți facă ciudă să te oftice, numai că te enervezi. Acum am văzut și la tine că ești la fel. Da, dar te-ai gândit că poate dacă vedeai din partea ta chiar dăruință și nu oscilai, dacă nu-i dădeai și la Jador atenție și astea, poate nu s-o băga, poate vedea, bă, chiar îi place. Ba da, dar la Roxana și la Iancu, de ce s-o băgat? Da, de ce? De ce la Andy și la Roxana s-a băgat? Dacă nu știi cazul, studiază. Da. Asta-ți bucă așa ea, deci nu, dacă ar fi fost prima dată, da, mai că ai dreptate, dar nu, e aproape în toate cuplurile s-a băgat. Ea nu aștepta să nu mai vorbim. Când eram în situație, ea vorbea cu tine și s-a băgat și tot, o intra pe tine și te-ai întâlnit cu ea, Livian, degeaba tu nu recunoști, că ea, eu mi-am dat seama. Ea s-a întâlnit seara aia când tu ai vorbit cu mine și cum i-ai răspuns la Andrei, tu te-ai întâlnit cu ea. Și dacă ar fi fost așa? Nu aveai voie, dacă tu vorbeai cu mine să te întâlnești. Nu, dar dacă ar fi fost așa? Dacă ar fi fost, ea. Păi știi cum a fost situația? Să zicem bine, m-am întâlnit cu ea, dar știi ce situație a fost atunci? Și adică, cel mai mințit. Dacă ar fi fost, iar să mă întâlnesc cu ea, te-aș fi mințit pentru faptul că poate ești o fire vulcanică și ești super rapidă. Și nu înțelegi, adică nu mi-ai fi oferit confortul să zic adevărul dacă e așa cum zici tu, cum aș fi înțeles. Dar mai bine, tu gândești, atunci mă las că mai bine îți dau două pâlpi pe moment și nu ți le mai dau 10 pe trecut. Dar nu era o chestie ce ne afecta, adică tu dacă nu făceai chestia aia, uite-te... Dacă eu mă întâlneam cu Bogdan Mocanu și știai că îi place de mine și de la mine, nu, lasă-mă să-ți spun. Tu, măi, vezi că la Bogdan îi place de mine și vezi, atenție. Dar pune situația la fel, adică... La fel o pun. Te-ai întâlnit, n-are rost să mai negi. Dacă ești un om asumat, n-o să spui nimic. Cu toată rușinea din lume sau nu ți-i rușine, te-ai întâlnit cu ea, mie mi-ai ascuns, l-ai mințit și pe Andrei, ai zis că ți-a plăcut de ea și totuși te-ai întâlnit și mie mi-ai ascuns. Deci tu nu ai fost un om corect. De auzi, deci să o luăm așa, eu m-am întâlnit cu ea, bine, m-am întâlnit. Dar ți-a plăcut de ea? Auzi, mi-a plăcut de ea, m-am întâlnit cu ea. Ascuns, dar... Bun, și nici asta nu mi-ai spus că ți-a plăcut, că am crezut... Stai un pic să zic, lasă-mă să zic. Bine, atâtea astea am făcut o dată și, să zic așa, nu știu nimeni, dar tu... Eu știu că ceva nu-i regulă. Dacă ar fi... Bine, în mintea ta tu ai știut, dar zic dacă chiar așa ar fi fost. Și tu ai zis, dacă ai încredere în mine, să mă crezi. Nu, vezi că eu n-am zis că m-am întâlnit. Pe încrederea ta. Nu știu, eu cred că Bianca o să spun adevărul și tu nu. Nu asta e chestia. Că pe ea nu interesează de mine, deloc. Și atunci urma că o să-mi spună. Nu, asta e ideea. Tu ne-ai făcut, poză, da. Bun, și ce? Mă duc acasă, ea se duce acasă și tu îmi scrii. Auzi, trebuie să-ți arăt ceva sau pune, hai să ne vedem. Și tu trimite pe Instagram, am înțeles. Și zic, ce? E important chiar ăsta. Bun, vin și mă văd cu tine. Și tu îmi zici chestia asta. Da, bine, o să fac și eu așa. Sau, bă, ceva, m-am făcut o poză, am o poză cu tine. Vreau să mă întâlnesc cu tine, o să vin. Bun, eu te mai întreb încă ceva. Ce a fost data de important să-ți arate Bianca? Și n-a putut să-ți trimită pe Instagram? Este, nu am ajuns încă la ideea că, bă, așa a fost. Totuși, eu aștept de la tine, că nu cred pe Bianca. Pus-o la colț ăsta, băi. O pune. Auzi?
îi face felul. Ai auzit? Eu cred... Data bandit. Da. Eu cred că știu ce o să întâmpli. Da. Și nu e în sfârșit frumos. Da, da. Știi, nu? Da, da. E bandit, băi. Problema e că și ea e banditul. Da, dar e mai bandit el ca ea. Și... el ca ea. Da. Și ea crede că ea e mai bandit decât da, el. Da, da, și o să greșească. Da, da, și da. Și o să fie rău. Da, da. De ce e supărat? Ești conștientă în camera roșie, nu se întâmplă nimic. Nu, dar nu stau cu el, deloc nu pot să stau. Nu mai pot. Și știi că astea sunt teste pentru voi. Nu mai pot, poate m-am săturat, mai niciodată nu pot să stau cu el. Ce faci, mă plângi? Te cred. Mâine stă cu alte fete, nu e nimic, pe mine deloc nu mă lasă să stau cu el. Nu mai plânge. Dar nu mai suport. Nu mai plânge. Nu mai plânge. N-ai nașpa, frate meu. Știu eu, în serio. Drăguță mea. Ai mințit și tu. Ai vorbit aici ceea ce e foarte, da, Andreea, foarte grav. Nu uită, fii atentă, să zic așa. Da, m-am întâlnit pentru faza cu pozele, da. Eu nu i-am dat, nu i-am lăsat loc de interpretări niciodată. Chiar nu niciodată, adică nici la date-ul ăla. Dacă te uiți, o să vezi că nu i-am dat curs, nu i-am dat nimic, exact cum am vorbit. Mi se pare ciudat. Oricum, eu, când o vit în casă, te-o luat la camera roșie, te-o luat la dans. Eu lua la date, având în vedere că noi doi vorbim. Ceea ce mi se pare, astăzi mi se pare urât. Ce fel de om ești? La asta mă refer eu. Ești, nu contează ce, fel, ce ați făcut. Știi ce fel? Nu. Tu asta nu vezi. E omul care a stat în competiția asta luni bune. Adică trebuie să ai tupeu să faci așa ceva. Dar după... Tupeu și răutate, în primul rând. Nu neapărat răutate. Ba, da. Adică chiar asta e misiunea, puterea dragostei. Ciudat că din toată competiția singura a făcut ea. Numai lucrurile astea. Nu te gândești că a făcut asta că a văzut că tu faci cu Jador? Bun, dar ți-am mai dat două exemple. Ce-a făcut cu Roxana, care nu a făcut nimic. Înseamnă că așa e ca și caracter. Nu mă pot pronunța că alea nu le cunosc. Bun, eu le cunosc. Înseamnă asta, vreau să zic, că așa e ca și caracter. La asta mă refer. Nu că vede că mă uit eu la ăla sau că nu. Nici vor. Nu, să zic așa e, dar... Da, dar nu e ok. Bun, asta nu, chiar nu mai contează. Păi uite, de exemplu... Dar nu ești tu, nu e vinovată, că tu ești vinovată. Că ce? Tu ești vinovat că ai acceptat și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu ai nici vreo că nu o să-i o prietenă. Andreea, e vinovatul că am acceptat după ce am tăiat în ghiții la tine gesturile. Că ai acceptat tu ce făcea Jador. Acum, sincer să fii, te rog, eu nu mai... Nu știu cum gândești și ce ai în cap, dar acum... Nu-i vorba cum gândești. Chiar mă deranjează că, bă, nu știu, intenționat faci sau nu, chiar nu vezi. Ce? Chestiile astea că tu ai acceptat să... Niciodată n-am zis că n-am acceptat. Dacă eu simt ceva pentru tine și... Deci am înțeles perfect, dar zic altceva acum. Păi nu, asta e chestia. E și normal că zic, tu fată, pentru alta n-aș avea ochi. Adică chiar numai pentru tine. Poate să fie... Eu vorbesc altceva mis, poate să fie nu tu știu ce sau zis, nu știu. Tu mi-ai zis, nu o să mă uit la alta și... Păi chiar nu asta... Nu mi-ai zis niciodată că îți place Bianca. Bun, una la mână. Păi și m-am uitat la alta. Păi nu, când o vită, ai și fost. Cum am și fost? După două zile ai fost. Trei. Unde am fost? Trei. Ai fost că... Dar în timpul ăsta ce ai făcut, Andreea? Adică eu ți-am garantat, sunt numai pentru tine, am ochi numai pentru tine. Lasă-o acolo, Olivia. Bun, dar ți-am zis atâtea ori la telefon când vorbeam noaptea. Așa e. Vorbeam până dimineața, da. Hai să spun. N-am vorbit noaptea la telefon. Păi și atunci ce-o dai cu acție exagerări de astea ca și cum nu vorbeam? Ba da, dar nu mi-ai spus de câteva ori. Nu ți-am zis niciodată. De câteva ori, ba da. Deși nu-i de ajuns. Odată trebuia să zic și era de ajuns. Băi, omule, în ultimele o săptămână și ceva, chiar... Nu am mai avut nimic, în afară de aia că o zic că mi se vede că e transparent, nu știu ce, și la date. Care nu văd ceva ieșit din comun. La date? Păi și înainte de date ce-am vorbit, nu, nu, Andreea? Nu, nu, nu. O singură dată o să mai întâmplă. Ce nu recunoști? Că tu ai zis. Bine, s-a întâmplat, nu s-a întâmplat. Ce-am vorbit înainte de date? Din gura ta. De-ai zis, uite, Livian, chiar vreau... Nu mi s-a părut și la nimeni nu s-a părut. Nu, auzi, chiar vreau să fie bine. Lasă-i pe restul, că restul zic ție când ești tu și restul îmi zic mie cum zi eu, cum, după mine cum zi eu. De-aia gândeaște tu la rece. Dar și tu gândești acum, chiar nu mai contează. Dacă mie îmi plăcea deja Jador, eu nu știu, nu că eram, adică luptam, nu știu, făceam alte gesturi. Eu zic că... Bă, eu le fac la... Auzi, eu știi ce zic? Că nu vrei o relație cu el.
crede-mă că ești ultimul care m-ar interesa să, dacă mi-ar plăcea de cineva să nu, nu m-aș gândi la tine. Ești ultimul, nu, crede-mă. Om la care m-aș gândi, bă... Nu, eu zic că nu vrei o relație cu el, că... Că ce o să crezi despre mine? Nu, nu, nu vezi? De ce te bagi iară? Că tu ai zis, da, păi nu-ți faci relație ca să nu cred eu nu știu ce. Nu. Și ca să poate să nu îmi dea mie lumea dreptate, uite, bă, a avut dreptate și da, să lași oarecum așa un semn de întrebare. Da. Nu, mamă, dar tu crezi că pe mine m-ar interesa? Și sincer să zic... Dar tu cât e povestea azi de Bianca? Te interesează ceva? Nu. Pe mine m-ar interesa ce o să spună lumea dacă eu-s bine. Niciodată în viața mea nu. Poate nu te vezi și nu vrei să ai ceva cu el aici, în văzul lumii, dar ceva mă face să simt că te-ai văzut cu el afară. Camera roșie acum cât durează? Nu știu cât durează, te că stă... Nu știu, m-am uitat la ce. Uite, de nerv nici n-am observat că nici nu merge. N-am observat, m-am uitat în continuu și arată aceea șură. Hai să te aduc un de la un șervețel că-s curcă-te. Deci n-am observat, mă cresc din nerv, n-am observat cât e ceasul. M-am uitat, mi se părea aceea șură, mi se părea că nu treci timp. Și acum m-am uitat aceea șură, că atunci. Cum nu e adevărat? Auzi, mă. De câte ori s-a întâmplat? Vreau să stau cu el, să ne pupăm, să vorbim, să râdem, să... Uite că stă în camera aia, că nu mai ies odată, stă 100 de ani, dacă nu stau cu Bogdan până mâine. Cât stă acolo? Nasol, îi lasă mult. Eu când am avut camera roșie, nu știu dacă am stat 3 minute. Mariana, despre mine vorbești. Trezi, adică nu-ți uită la ceas. Eu zic lui Bogdan, 10 minute stau, la revedere. Mă simt singur, bă. Și m-am simțit așa, mult timp. Dar acum mă simt bine rău. Ce? Bine rău. Acum mă simt bine rău. Nu știu, îmi place. Îți place? De aia rău, mă? Bravo. Mă bucur pentru tine. Mă cresc că de multe ori stau așa acasă, mă gândesc și râd, aiure, că prost. Tu mă întorc. Da. Te-am văzut după reacții, ți-am văzut reacțiile, gen. Pe răspuns mare. Păi, e frumos așa, știi că ai fluturi aia, vorbe, vrei să vorbești. Bravo, frumos, e frumos să mă dragoste. El pe mine nu mă credea, băi nici acum de multe ori a văzut că zice. Că nu te cred că ești așa, am că stai cu mine pentru ce? Nu stau cu tine pentru nimic, că mă interesează. Păi ai voturi cât am. Nu interesează. Are voturi cât tine, n-are voturi mari. Nimic nu mă interesează. Îmi place de tine cum ești, ca mine ești. Ca mine, da. M-a văzut, Olivia. S-a uitat la mine. Că vrea să te vadă pe tine, dar știi că... Ia fă și tu, vede-o până la urmă. Deschide că se vadă cât e uitat. Să te vadă că ești scumpit, că el poate. Bă, dacă s-a ușit în camera roșie... Nu știu. Să ia pe Andreea de sub nas. Să ia pe Andreea de sub nas. Crezi că dacă aș fi vrut să am ceva cu ea, nu aș fi putut? Da, ai fi putut. O sta s-o pup? Și la tine? Băi, și... Și l-a zis, da, da, facem așa. Și vine fata în calcă regula ca să arunce cu... Vine să arunce cu perne după fete, vorba vine. N-a aruncat, dar... Ce-a aflat la neal de tot îmi ziceți? Te-ai roșit toată dacă te-ai șters. Nu, nici nu ai fi grea. Păi să-mi face nervi, dar deloc mă lăsă. În pauză ce mi-a făcut fata? Ne-a spus la cantină să stau. Ia, n-aveți voi. Ia, spune să pot să mă duc eu dincolo să fac poză. Nu. Puteți să faci o poză afară. Hai, bă, vreau că... Nu. Unde? Nu treci în partea, stăm la ușă. Uite, duci, mă. Nu, eu nu mă duc, se interpretează. Că ce? Că hata mă duc eu la Bibi. Să ce? Să nu zic că Livian, că am eu ceva cu ea. A. Dar lasă-o mă, stai, nu vezi că stă mare cu ea. Păi emisiune, eu să-l sun pe el și să vorbim o oră la telefon. Lasă-o să auzim aici. Păi lasă că era târziu și că noaptea mi se închidea ochii de oboseală. Dar ți pare normal? Mi-am ajuns aseară la 12 și vorbim până la 4. Ma, nu, am vorbit o jumătate maxim. Nu pungi. Ce vrei mă și tu?
Ești la un metru unul de altul. Dar nu e vorba de asta, mă, dar e vorba că nu-l las să, să stea cu el, pe bune, dar de ce de tot nu stă deloc cu el, frate. Bebe, trebuie să facă putere cu chestiile astea. Lasă-mă, Jador, că nu sunt în relații de un an, doi ani cu el și... Păi, abia ne-am cunoscut, nici nu... Stăm împreună deloc. Da, așa vedeți, dacă sunteți puternici, ce potriviți mă duceva. Păi, mă, dar dacă eu nu stau până să-l cunosc... Cum să fie puternici dacă ei nu se cunosc? Stăteam o lună, două înțelegeam, pe o lună, două înțelegeam, băi, ni testează, vă aduceți pe două. Da, știu că e greu, dar așa e. Păi, nici nu ne-am cunoscut, nici când ne-am pupat, săptămâna trecută vorba, vine și... Da, dar tu ești puternic, îmi pleci din cazul. Dar nu e vorba de puternic, frate, e vorba că dacă ești îndrăgostit, ce vrei să fac? Vrei să stau aici degeaba, nici nu mă lăs cu el. Îi dă pedeapsă să stea cu altă fată. Mai dezamăgit ce ai făcut, nu neapărat cu ea. Da, mai dezamăgit ce ai făcut, nu mai zic, vorbi așa că te-am dezamăgit, că tu, da. Atunci o dăm în dezamăgire și tu mai dezamăgit pe mine, primul. Da. Nu așa de greu? De cum? Cum să nu? Atunci mai vorbeai cu mine. Nu sunt genul ăsta, acum nu mai vorbesc cu tine. Nu mai erai, zice, gata, dacă nu știu. Pe tocmai că am simțit să continui pericol. Chiar... Nu, am simțit să continui chiar dacă... M-am gândit, bă, nu, poate s-a întâmplat totul prea repede și ți-am mai explicat. Tu, Andreea, eu așa, tu, Andreea, eu așa, eu așa. Oricum, eu mi-am dat seama, ori de câte ori ți-am spus. Eu mi-am asumat, da, m-a fost, da, i-am dat curs, da, e greșeala mea, da, nu știu ce. Tu niciodată le-ai zis, tu, Andreea, un om m-a asumat, da, tu, Andreea, ai făcut greșeală, dar și eu prea repede am fost cu Bianca, adică nu mi se pare normal, corect. Prea rapid, trebuia bă, să mai vorbesc. Și acum nu... asta contează, că recunosc eu sau recunosc păi tu. Da, la mine n-a contat că am recunoscut sau da, mi se, da, nu. Da, contează auzi. Pentru că ești un om asumat și lumea o să vadă. Nu, contează eu prima. Eu și contează. Nu, bă, nu contează a doua. Ce... Păi la tine o conta, nu la mine. Prima, adică cum? Tu dai o lovitură, dai cu drujba într-un copac și dacă pică peste 5 ani copacul. Nu contează că ai dat, că altfel mai ține 20 de ani copacul. Mm. Dar tu ai dat din prima, așa o căzut. Păi tu ai dat, Andreea. Tu ai dat. Nu, și când am făcut eu chestia da, asta, o căzut copacul. Nu. Tu când te întâlneai cu Bianca, noi doi eram ok că te-ai întâlnit. Mai minți că nu-ți place de ea. Ai făcut faza după cu ce ela. Bine, după ce m-am întâlnit cu ea, după ce m-am întâlnit cu ea, ai simțit tu că nu e ceva ok între noi? Adică ți-am dat... Pe moment, da, am simțit. Ți-am dat eu de înțeles că... Că nu ai răspuns, că ai făcut ceva, da. Nu, nu momentul ăla. Atunci zic, după ce am vorbit și am venit aici... Te-ai prefăcut, normal, ce să și faci? Cum să mă prefac? Că nu te-ai întâlnit și n-ai avut nimic. Nu, ți-am lăsat eu impresia că... Ca și cum... Că-ți place altcineva? Exact, știi? Bă, nu... Vezi? Dar s-a văzut după o săptămână, câteva zile. Dacă eu, cum să-ți explic, mă, omule? Tu păi s-a văzut că tu în timpul ăla, tu te făceai cu Jador. Am mai făcut o singură dată. Da, dar și ții minte cum eram îmbrăcat-o și la date. Nu mai minți chiar frumos. Bă, o dată mai fost. Îmbrăcată rochea neagră, de-o zis că e un pic transparentă. Bun, și odată la date. Nu mai contează, o să le vezi și tu, uite-te și o să vezi. Îs clipurile și ți-o minte și faza, o fază. Atunci de te-ai învârtit pe lângă masă de... Aia au fost. Mie și oamenii lor mi s-au părut un pic prea repede. Dacă ție s-au părut, asta e. Ia, bang, bang. Da, dar bang, bang, adică nu mi-ai făcut acum o greșeală. E bine, 3 săptămâni, acum greșești și gata. Buf, mă duc la alta. Știi? Nu, mă, da. Ce? Jadă. No. Nici nu poți să mai vorbești. Nu, da, nu nici poți. Nici nu poți să mai vorbești. Când râd de tajmă odată, nu mai pot să mă, nu mă enerva și nu mă provoca să fac pe aici. Păi să vezi că te bâlbâi când l-ai văzut. Nu, că mi-am pierdut ideea, da, mă bâlbâi. Te bâlbâi când l-ai văzut. Tu ce ai venit aici? Tu plângi. Da, lasă-mă tu. Da, de ce ți-l-o zmâi? Ia mai. Tu și prietenul altul. Că atâta știi voi. Ce, ce? Lasă, vă zic eu multe, dar... Lasă-mă să... Bine, vrei să-mi văd de relația mea și de treaba mea cu iubitul meu. Păi, dar vezi, dar am vrut să-mi zic că am văzut că plângi și am vrut să... Da, lasă-mă, Jador, cu vrăjeala asta. Mi să nu dau eu drumul la gură și să zic ideile mele că mă nebuneți. Nu-i cum ești, dar tu dă-ți drumul la gură, că eu n-am nimica gen da, chestia asta. Da, nu, lasă că nu toată lumea ar da seama la ce-mi dau eu seama, mare știi de ce vorbesc și
copii, dar pe mine nu mă drag. Am vrut doar să fiu, că am văzut că bine. N-are niciun rost, nu. N-are niciun rost. Păi n-are niciun rost. Ești tu nervos acum și nu ești într-o stare bună, nu încerca să te răzbun pe toate. Dar nu mă răzbun tu, dar dacă vreau să-mi zic părerea aia... Măi, cum alegi? Crezi că eu caut materiale cu tine? S-a zis singur. Păi cum alegi, dar uite la mine. Lasă-mă, Jador, în pace. Lasă-mă. Eu pot vorbi cu Bogdan despre orice, ca în parte. Uite și să stea camera pe mine dacă vreau, dar nu caut asta. Cum alegi, nu vreau să fiu în centru atenției. Atunci lasă-mă. Dacă aș vrea, aș putea fi. M-aș combina cu fata bine, de aici. Bine, atunci lasă-mă. Aia e vreau. N-am nevoie. Vreau. Mulțumesc că ai venit, dar nu am nevoie. N-am vrut doar să te... Mulțumesc. N-am nevoie. Nu am nevoie. La mine nici nu știu ce să zic, frate, pentru că ai dreptate, chiar nu, nu știu ce să zic. Poate măcar înțeleg, hai, nu toate episoadele, dar măcar unul. Nu, da, cred că se așteaptă să faci ca... Dar nu fac eu ca Roxana, pentru că eu și în viața reală cu el nu aș face. Ce fac aici, aș face cu el și în viața reală. Ideea pentru că eu în fața lui nu vreau să pic. Nu știi care e ideea? Că tu îți dorești o relație serioasă. Da, asta e marea diferență, de fapt. Eu nu vreau să fac gesturi urâte. Care l-ar deranja pe cred el, nu public. O zic eu pe asta, care stau cu tine în cameră și un bărbat niciodată nu și-ar fi dat interesul să vorbească câte 4-5 ore la telefon eu cu Robert. Da. Nu vorbim atât de mult la telefon cum vorbiți. Mi-ascultă tot ce zic. Și nu și-ar da niciun bărbat interesul vorbească pentru nicio reclamă din lumea asta, serios, dar te plictisești dacă nu te interesează persoana. Și după orice, el este atent la orice cuvânt pe care îl spui tu, la orice cuvânt, că știi că fiecare dată când vorbi la telefon să mai aude ce zici el. Mă duc la ei. 8. Pui! Ce s-a gândit? A, nu. Plângea că nu a lăsat-o, nu a lăsat să stea cu el deloc. A, dar nu, a văzut nimic. Nu. Nu a fost nimic. Bianca a ascultat la ușă astăzi, ceea ce mi se pare urât. Trebuia să ne lase să discutăm noi ce mai avem avut de rezolvat, dar, na, e disperată fata. Pedeapsă. A? Pedeapsă. Nu vreau să fac. Telefonul suna acolo, era pe vibrație, nu mai era pe tare cum era. Netul nu știu cum de era deschis. Nu-mi dau seama despre ce vorbește. Au și ce vă comunici? Mă jur. Că eu caut materiale cu ea. Îi caut. Cine a zis? Nu, se poate că plânge. Nu plângea când ai plecat tu. O să că tu caut. Păi și eu mă duc, caut materiale cu comanici. Nu mă plânge că nu lasă să se vadă. Hai, că ai match mare dincolo. Da, mă, da. Plânge Bibi pe scări dincolo. De ce? Păi e nervoasă pe tine. Cine mea vera? E dat o grămadă. Mă la ușă, nici nu m-a lăsat nici la apropiere să stau de ușă, de să nu stau în apropiere la ușii. De ce ai stat când te-o pus la perete? Ai, pui, lasă-mă, și acum mă iei cu destea. Tu stai, stai, cât ai stat aici? Eu tot stau cu ceasul. Păi tu mă contrazici pe mine cu ce am făcut eu? Nu, pui, dar nu începe cu astea, că eu vorbesc despre altceva. Eu nu zic ție ce ai făcut în camera roșie, nu te-am întrebat, nu te-am zis de ce ai dansat, nu ți-am spus. Ce nu vezi? De ce am dansat? Nu, te-am spus lucrurile astea, că nu mă interesează pe mine chestiile astea. Mă interesează că nu pot să stau cu tine. Bine, tu, și dacă eu te-am întrebat ceva, mie am răspuns. Nu mi-am dat seama ce vrea să fac, nu am înțeles. Eu mă gândeam că vrea să dansezi în zona aia. Nu mi-am dat seama că o să mă să lipească de scară. Păi te-o lipit, te-ai dus de acolo și iară. Te-ai dus după aia, te-ai dus tu singură. Am crezut că vrea să danseze. Doamne, dacă nu ești culmea. Vreau să stau cu tine și tu acum stai și mă ceți. Vorbesc cu tine. Dar vreau să stau cu tine, să vorbim frumos, tu să ne certăm. Dacă stăm aici și vorbim frumos, zic. Da, păi nu vreau să ne certăm și acum. Dar eu nu mă cer cu tine, că asta nu înseamnă ceartă ce fac eu cu tine. Păi, dar ții la mine. Nu ții la tine. Auzi, bă, la ea, bă, cum să zic chiar că eu caut eu materiale cu ea, bă. Dar ce ai întrebat-o, de ce plânge? Da, bă, nu mai plânge, că ești puternică, bă, nu să o încurajez acolo. Pe nu plângea că te-ai dus. Dar din ce motiv o plângea? Dar s-a făcut pe bune sau s-a acolo? Nu că să caute materiale. Ce să cauți materiale? Mă întreb, că dacă de ce plânge? Costinești! Ia, bă, eu...
dar ce prost sunt eu, dar ce mi-a trebuit mie să mă duc eu acolo? Bă! Ai tu suflet bun, ai tu! Karma există. Da, există. Chiar există. Da. Asta da. Zic, voi doi vă place să mă duc eu să mă bag pe... Și au făcut și cu Roxana și cu Andy și cu Iancu. Asta e genul, este ca... Adevărul că se bag în toate relațiile. Așa e, Ana. Bianca, mă chem? Nu că n-am voie, dar... Mai suport că m-a săturat Andreea. Că deloc nu mă lasă să stau cu el. Puterea dragostei. Dar nu-i puterea dragostei dacă... Nici o secundă din... Aș... Sau... Chiar, e, adică e dureros și... No. E și rău sentimentul când vine acolo și după aia mă trimite pe mine. Alții au trecut prin asta 6 luni. Înțeleg, dar e un pic rău. Voi sunteți la început. Știu. Nici măcar nu știm dacă aveți o relație. Păi avem, deci, dar nu vrem să spunem. Bianca s-a mai aruncat așa, fără să-și dea seama. Și a avut de suferit. În relație? Să nu-i zicem relație. În tot. Nu, cred. Adică... Cred că i-am dovedit că nu... Și de asta și vrea să se arunce cum a venit. Și eu m-aș arunca. Numai e problema asta că ne aruncăm la... Da, dar trebuie să reziste. Pentru că de aia se numește puterea dragostei, nu? Păi da, știu, dar... În 2 săptămâni... Nu l-am văzut de 2 săptămâni să pot să stau jumătate de oră cu el. Nu mai e, haide, despărțiți-vă, plecați în casă. Că și el a spus, vii dincolo, se bucură 2 secunde și după aia știe că știți că toată lumea crede altceva, că voi v-ați văzut deja afară. Băi, știu. Și de asta nu ne-ar lăsa în casă sau... Am vrea să vedem cum vă consumați relația aici, în fața camerelor. Cumva, dacă nu vă vedeți aici în casă, nu vă vedeți din cauza voastră. Din cauza ta, Vivian, alegi să faci anumite gesturi pe hol. Alegeți să vorbiți la telefon extrem de mult, extrem de mult. Și aici nu rămâne nimic. Noi nu știm nimic din ce trăiți voi doi, ca și cuplu. Posibil cuplu. Noi nu vedem asta. Când o să vedem asta, poate că o să fiți lăsați. Da, și înțeleg. Păi am spus când vede anumite lucruri așa să-mi spun aici. Vrei sau... să mergem la pază, să cerem filmările de la camerele de pe hol, camerele de supraveghere, ca să vedem cum i-ai dat acel lănțișor? Să încercăm să căutăm sunet, să vedem... De ce să facem asta când avem un platou întreg construit aici? Am venit în Turcia cu toții. Sunt foarte mulți români care au venit pentru această emisiune specială. Am făcut aceste eforturi uriașe să fim aici, pentru această emisiune, cu aceste camere, în această casă. Ca voi să faceți totul aici, în această casă, nu pe hol. Da, într-adevăr e și greșeala mea, că n-am vrut să se înțeleagă cum toată lumea a început să ne acuze și să mă acuze. Poate ea îmi zice mie... Nu trebuie să vă intereseze asta. Da, niște plan. Dacă într-adevăr credeți în voi și în relația voastră, nu vă interesează. Da, știați, da, la ce vă expuneți când ați venit aici. Eu știu, da, știați tot. Ea e sensibilă, adică chiar dacă pare dură, e sensibilă și chiar nu aș vrea să-i dau măcar nici un 10% ideea că poate chiar stă pentru chestia asta. Chiar nu mă interesează faimă și publicitate. Aveți o clepsidră la dispoziție să mai stați aici. După care, Bianca tu în casa ta, Livian tu în casa ta. Sau Bianca să rămână să-l aștepte pe Bogdan. După care, dacă nu vreți pedeapsă, din nou... Dar cine e în camera roșie? Oare, Bianca cu Bogdan. Bianca și Livian. Așa. Vrei să mergi tu, Mariana? Vreau să fie cu Bogdan. Dar cum să facă baltă din lacrimi pe scări? Nu mă... Să șterg. Nu te bagi, dar cu toate astea ai deschis ușa la camera roșie. Bianca, păi din cauza ta a venit-o de acolo, că dacă nu deschide-i tot la cameră, nu... Era acolo Duga.
pe ai făcut gând mai dar nu vezi, iarăși dați din alte mii. Și ai făcut gălăgie, dacă nu făceai tu gălăgie, nu pleca camera de acolo. Camera aia a scris că nu se ducea, nu sunt divinovată păi, de nimic. Păi dacă ai făcut tu gălăgie și le întrerupeai lor discuția de asta. Eu am ajutat-o, că vedeam că... A ajutat-o, zic că, i-a deschis ușa. Dar e problema mea, deci eu am vrut măcar să știe că e ok, că nu face nimic, vorbește. Bine, exact cum am spus, se întâmplă ceva cu tine și nu vrei să ne spui. Este Bogdan Mocanu de vină? Posibil. Aveți un fel de relație în afara acestei emisiuni? Ați încercat? Ți-a dat speranțe? Nu te aude, e ocupat. Clar, la început, da. La început. Și apoi ce s-a întâmplat? Apoi s-a supărat atunci când a venit în casă că eram eu nehotărâtă, că stăteam cu Rusu și s-a ajuns aici. Eu m-am supărat că s-a văzut cu Roxana. Supărării tale? Nu știu ce să zic. Erai extrem de diferită. Da? Înainte de vacanță? Cred că am zis-o și m-am întors schimbată. V-am auzit discuția tocmai de asta. Încerc să te completez, să te aprob, să te... Nu cu minte. Nu e aici cu voi. Da, da, e în altă realitate. Ești e în altă lume. Larisa ce mai sunt, amândouă. Să zicem că pe Larisa o înțelegem. Nu mai fă și mă enerva. Cu tot felul de scăpări. Că știi ce așteptări am și ce vreau. Și cum îți eu. Bine, atunci și tu zi. Tu de ce? Eu de ce? Dacă tot ai vrut să primești pedeapsă că ai venit dincolo. Dar nu puteai să iei, dar nu puteai să iei o pedeapsă. Dar cine a crezut că vin de la toată casa pedeapsă? Păi, dar cum? Odată ce ai trecut dincolo, ce contează cât ești? Păi n-am știut că dă la toată lumea pedeapsă și dacă ar fi să dea, dai tu pe la toată lumea, cum s-a și întâmplat. Păi nu, dar trebuia. Dacă totuși primești o pedeapsă, dacă vrei să primești o pedeapsă, trebuia să vii să stai cu mine, să stăm jumătate de oră aici până vine Adria, că nu conta că să te-am oricum ne luam pedeapsă. Păi nu-mi dădeai tu pedeapsă dacă vineam să mă văd cu tine, nu? Că dădea altcineva. Locul 2 de la băieți sau al doilea băieți sau oricine altcineva. Așa că am fost toți... Păi și dacă Andreea după aia spunea, cum s-o și... Dar cine a acceptat pedeapsa mea? Deci mă faci să o dau și în chestia aia. Adică vii tu pe mine să mă faci cu ruși. Dar așa e, la glumă s-o da băieții și nu te-ai dat tu. Ce e așa mare brânză? De ce exagerezi așa? Nu înțeleg. Ți-a plăcut mai mult camera roșie să faci aici? Și acum, mă duc și dă motive să fiu nervos. Te enervezi prea repede și ești prea irascibil. De cum să nu mă enervez când îți zice un băiat nu știu ce și tu te apuci de râs? Adică îți zice ceva către... Că i-am zis tu te... Și m-a venit râsul că am vorbit urât. Tu. I-am zis, dar poți să-l întrebi. Dar nu-l întreb, că eu am văzut pe... Dar nu m-auzeai ce scoteam pe gură. Cum nu te auzeam ce scoteai pe gură? Dacă era televizorul. Dacă era muzică, tu cum auzeai? Când erai jos pe scaun. Să caut un rod în papură și pe mine oricum nu mă interesează Bogdan, deci nu mă interesează o secundă, mă dar interesează. Dar eu nu ți-am zis că te interesează sau nu te interesează, eu ți-am zis gesturile alea, adică stai tu, femeia mea, să te pună unul la perete și să... Era dans, nu ți-o zis nimeni. Păi n-am știut, jur că pe n-am știut, tocmai, dar jur că n-am știut ce vrea să facă. Ce-o pus acolo pe scări, ai un pic de... Nu, jur, de ce jur, dacă atunci, te vezi cu ceva, mai atentă pe viitor, că ai da, capacitatea să fii atentă, nu să te iei oricine, să te trântească și să-ți facă nu știu ce. Nu mai țipa, că înțeleg dacă vorbești ușor. Bine, ia-mă în brațe, mai sunt 5 babe de alea și tu stai încrucișată. Așa, mă, că plângi, lasă să te iei în brațe bărbați. Că plângi. Am plâns, nu?
Nu mă atacă. De ce? Am vrut să vin, dar știam că o să zici ce ai zis lui Jador și aia să nu vin. Ce? Că zici, o să zic că după că cauți materiale cu ea, stai cu minte. Bine, mai plângi și pe asta, spui. Nu, că mai e drept. Păi și eu, trebuie să nu-ți mai dau ochii în lacrimi, că nu pot să mă concentrez. Nu, nu plâng. Nu plâng că vreau să zic niște chestii și cred că chiar acum e momentul să zic. Te-ai folosit de Roxana. Așa. Că ai ales foarte bine ținta. Cea mai... controversată fată din casă. Așa. Te apreciez că ești un bărbat sincer. Asta da, e bine. Tu nu o să-ți faci o relație aici în casă, pentru că tu nu o să faci niciodată o relație în viața ta, pentru că așa e felul tău. Tu nu o să fii niciodată un bărbat stabil, tu o să te plimbi din femeie în femeie, pentru că te interesează. O să fii căsătorit, o să te căsătorești, dar o să înșeli foarte mult. O să te intereseze toată viața banii, adică cariera ta. Cred că n-ai plăcut-o niciodată pe Ana. Cred că doar minți. Cred că te oftici foarte mult că săptămâna trecută n-ai ieșit pe locul întâi și ai ieșit Livian. Ție nu-ți place de fapt nicio fată. De fapt, nu că nu-ți place. Îți plac, dar doar cum să zic eu, doar să le folosești. O dată, de două ori, știu tu, știi? Ce faci, mă, semne? Da, mă, mi se pare că gen vrei să le folosești, pentru că eu am exemplu fostului meu iubit care era tot Gemini, acum când vorbesc cu Ari, cum îl descriu pe el, și în același timp ți se potrivește și ți-e perfect, și anume că fostul meu iubit a vrut să mă înșele cu vreo 5 femei și toate erau urât, dar urât, da, într-o seară, erau urât rău, nu conta. Și l-am întrebat de ce faci asta și atunci mi-am dat seama și de tine, că nu contează cum arată, contează că te atrage pe tine ceva. Are ceva, știi? Nu m-apuc să contez. La un moment dat am avut impresia asta, dar după aia mi-a... Nu m-apuc nici să-ți dau... Să mă ataci. Nu că să-ți atac, să-ți dau dovezi clare pe care le știi și tu, la modul să-ți demonstrezi că multe chestii pe care le-ai spus acum ești conștientă că nu sunt adevărate, dar totuși nu știu ce ai mai zis, adică... Mai ales în special, o să dau un mic exemplu ca să nu tot. Aia cu Ana, că nu crezi că mi-a plăcut de Ana. Fata dragă, nu știu cum zic, dar tu știi foarte bine că s-o terminat și emisiunea. Am ieșit din emisiune, am ajuns acasă, da. Nu era mediatizat, nu era nimic și eu totuși vorbeam cu Ana prin mesaje, când întâlneam cu Ana. Tu niciodată n-ai crezut genul în mine și în Ana, nici când eram cu Ana în casă. Okay, nu și era și în perioada în care, argumentul ăsta n-ai consumit ei, pentru că... Păi, stai! Era în perioada când ți-i spălcea de mine și tu mi-ai recunoscut odată că l-am dat început să se devii geloasă pe Ana. Adică, păi dar da, spunând asta, că... cumva îmi confirm și mie și ții că tu știai că mie îmi place ea. Nu, doar că eu oferai mai multă atenție. Dacă tu oferi mai multă atenție unei fete în casă, nu înseamnă pentru mine că îți place de ea. Normal, ți-am spus, n-aș contesta cu așa mult foc sau așa, dar Ana e singura fată care o trezit paranoia în mine. Când îți place de cineva și începi să-ți faci bine, și măcar din respect pentru chestia asta, trebuie să iau apărarea și să spun, nu frate, chiar da, mi-a eu mi-am dat seama de chestia asta 100% în momentul în care am vorbit la Solar. Că tu ești care spun și gen că nu sunt incompatibil, crede-mă, nu. Eu decid ce mai bine și ce vorbit, mai bine. Mai tu, am vorbit la Solar și atunci tu. Da, dar eu zic ce ai spus, nu pot să zic ce ai spus, dar o să spun ce ai spus cândva, la un moment dat poate o să spun, dar poate o să te amintești tu ce mi-ai spus. Nu ai cum să spui tu mie că nu mi-a făcut Diana, că nu ce ai spus. Atunci poate o să-mi reamintești tu odată despre ce-i vorba și o să te lămuresc, pentru că cred că la partea asta... E cam clar. Crede-mă că la partea asta... Poate nu în momentul ăla, poate în momentul ăla când ți-am spus ce ți-am spus, așa n-ai simțit sau așa, dar crede-mă că zic eu că da, Ana, în ultimile 6 luni, ea și-a lăsat amprenta, frate. Înseamnă că ce-am văzut în emisiune, eu zic ce-am văzut în emisiune, așa mi s-a părut mie. Mai altă părere despre mine sau poți să începe cu părerea mea? Dar nu trebuie să spui părerea despre mine. Ba, ba nu. Ba, da. Nu o dat pedeapsa asta, mi-a dat mie să zic ție. Nu, auzi că vin la mereu și tu să spui despre mine ce crezi despre mine, despre mine și Jador, despre ce cred eu, despre tine, despre ce crede. Nu cred că tu despre mine nu era. De atunci o să spun oricum, ca să nu începe să mă apăr eu cu ce zici tu, cum am folosit de Roxana și așa, care de fapt știm care și cum. Poți să mă ataci. Știm care de fapt a folosit pe cine și tu știi asta, nu știu de ce ai spus asta. Simt un pic răutăcioasă astăzi și nu ești. Adică părerea ta pe care mi-ai spus-o acum așa... Asta nu-i ceva rău. Nu-i ceva rău asta. Ce ți-am zis eu, ți-am zis că ești deștept. Să-i dar părerea mea. Eu am rugat-o
ca să vorbim, m-a rugat să nu ne mai schimbăm. Vorbesc cu tine și să spun pentru că, că o să ferim Andu. Să-i mai dau o șansă și să nu o schimb cu alte fete, că nu o să mai fac. Adică o să doarm. Este prea târziu. Noi vrem să-ți dăm această șansă. Păi eu nu cred că o să găsesc cineva mai bun decât Larisa. Pentru că avem, suntem calculate, liniștite, chiar e foarte religioasă, are niște lucruri care nu cred. Eu i-am spus că e o binecuvântare da. Cu ea. Nu mi-a plăcut niște chestii. Serios? Atunci s-o apreciez pe la nu asta zic că niciuna nu o să se comporte mai bine. Chiar uitați-mă, mă pregătesc, am zis că eu tot de mult cred că eu timp să la 12 ca să râd și de ce mă, dacă atunci când nu este ea de față, tu o bârfești și eu... Și asta nu zic spun în față. Toată lumea. Poate că o să o apreciez mai mult după. Ce zici? Și la fel. Ce? Acum vorbim de tine, Mariana. Obișnuiește când că cineva îți atrage atenția nimic, să asculti, adică, să bași la cap și să iei o învățătură în urma discuției. Și așa, și la celălalt. Imaginează-ți, ea va sta o săptămână fără tine. Cum va fi viața ei? Imaginează-ți să stai cu mine în cameră. Te-ai liniștit? Ți-mi minte ce faci ai o săptămână cu mine în cameră. De ce? Mă imaginez pe Mariana după ce vine o săptămână tot cu părul. Ei, perfect, vezi? Deci ea nu vrea să fie jignită, dar e ok, ce face? Bia, crezi că dacă nu, nu știu, dacă ne spui ce ai pe suflet, nu crezi că o să te simți mai bine aici? Ei, nu am nimic. Când te eliberezi, te simți. Sunt așa dezamăgită de mine și de unele persoane. De ce ești dezamăgită de tine? Da, și eu simt că are și o problemă cu mine, deci în cauza lui Bogdan, dar eu simt asta că are. Și... Nu am. Știți, poate problema ta e Bia, dar nu Bia. E un pic de gelozie, cred. E problema asta, nu eu. Ai zis că te schimbi, Mariana, dă dovadă. Nu am o problemă. Păi, dar nu e ok, dai vina pe mine, eu nu mi-e rău frumos să taci acum, că vorbesc eu. Nu am o problemă cu tine din cauza lui Bogdan, am o problemă cu tine pentru că am observat și eu ce a observat și Ligi și tot timpul trebuie să râzi, tot timpul trebuie să faci tu ceva în așa fel încât să mă deranjeze. A, se surfă la partea de scutare. Ca și în momentul în care a intrat noul concurent Bogdan în casă și era aici pe canapea și ți-ai permis să râzi cu el despre subiectul pe care noi fetele le discutam. Și întâmplător am auzit, înțelegi? Și dacă stau și aud niște chestii și nu spun atunci pe moment și mă... Nu știu, mă... Taci, le țin chin. Da? Adică și te deranjează spun fața dată? Mea că sfidez, așa, sau că vorbesc? Nu, sau prin gesturi, Larisa. Deci tu sfidezi, am prin înțeles. Prin gesturile tale. Asta sunt, și fiecare avem... Dar asta nu înseamnă că am ceva personal cu tine. Dar vezi cum Mariana e greșită într-o chestie. Trebuie să-ți corectești tu dacă vezi pe cei din jur. Și mai întâi cum? Nu avea replicile astea. Așa știe cum să iau. Dar nu pot să văd, adică dacă simt că e o chestie în care na, simt să râd, nu pot să nu râd. Să râzi de noi? Nu râd de voi, râd cu voi. Cum? Că râdeai, ne puneai pe noi într-o, stai puțin, ne puneai pe noi într-o situație proastă, adică, în fața unui om pe care tu îl cunoșteai atunci. Dar nu știi despre ce vorbeam. Să știu că, uite, nu știu, să-mi spui despre chestia asta și nu știu despre, despre ce vorbeam. Da, atunci. Deci noi vorbeam despre virginitate și aveam niște discuții aici. Iar tu te-ai întors așa și ai început să râzi. Ce discuții! Da, ce asta mă enervează și pe mine foarte tare la ea, dar eu încerc să o ignor. O să se rea materia, orice mă enervează, la, nu neapărat la ea, toți oamenii care fac chestia asta. Și mi se pare nașpa să râzi așa. Să simt așa foarte Einstein și restul, uzi niște sclave orice de la țară, să răbeate să mulgă vaca. Eu asta simt când ea se comportă așa. Se sperie, ce zici? Nu știu cine se sperie, cine nu se sperie, asta e părerea mea și eu. Asta este părerea ta despre Larisa. Nu, asta fix e părerea aceeași părere mea... pe care o are Mari despre tine. Asta am vrut eu să zic, jur, dacă nu stătea pe limbă să zic, hoțul strigă hoțul. Nu știu ce părere are Mari despre mine. Cea pe care ai spus-o tu despre eu nu cred Larisa. Că Mari pe mine m-a întrebat vreodată ceva și să mă uit în altă nu, parte. Nu, dar tot la fel râs, și tu ești la fel. Tot la fel, zici și tu că ești foarte inteligentă, că iei pe mulți de aici, că... Mari, dragă, hai să lămurim chestia asta și... cu mândria mea. Intenționațiile spun, pentru că văd că mereu... Nu, dar nu mi le spui doar mie, le spui tuturor. Nu, ție ți le spun nu, numai nu, special. Că s-a făcut conexiunea, pentru că... înainte de vacanță, s-a făcut conexiunea la băieți. Scuzați-mă pe mine, sunt oricum destul de inteligentă și sunt oricum destul de frumoasă, așa că nu mă interesează părerea voastră și punct. Adică nu mi-o spui. Aș vrea și să vă materialul ăla. Bine, era fix acolo pe canapea. În gală n-ai vrut să recunoști o chestie. Era cu toate că era material, n-ai material. Era emisiune difuzată înainte cu două zile. Ce? Ce m-ai întrebat? A fost o discuție în gală.
Păi, dacă va fi difuzată, am să spus explic că nu ții minte nesimțirile oamenilor. Păi de ce nu spui? Tu stai, te uiți la emisiune și după vii să-mi spui mie? Nu, draga mea, da, e normal să mă la emisiune. Ai vreo problemă că mă la emisiune? Nu, n-am nicio problemă. Stai. Da, m-am uitat vreau și am văzut și în gală ți-am amintit. Când le observ, nu să mi le spui după o lună de zile, că eu nu mai țin minte ce fac. Că stau să țin minte așa păi, fiecare... Eu cred că suntem foarte tinere ca să ne pierdem... Memoria așa okay, de repede, nu cred că nu țineți minte. Nu pe voi vă deranjează situarea mea. Dar că pentru mine pe e mine banal. Oare n-ar fi trebuit să mă deranjeze vorbele voastre? Tu, de exemplu, cum ai spus în gală, ea în jurături. Eu am fost foarte provocată. Adică eu fidez că nu vreau să fiu și eu provocată. Adică ce să dar fac? Nu, să eu mă iau nu, să eu vă răspund cu aceeași monedă? Sau cum nu, ar nu, vrea nu, să eu am explicat niște, tu răspunzi cum vrei, bineînțeles. Eu am explicat niște chestii. Nu știu cine a auzit și în ce măsură a auzit. Tu, de prima clipă când a venit diferiți, aici, era acolo pe holul ăla, da, urmau să ni se dea banii mare să... și am zis așa, Larisa, te poți da, te rog frumos puțin, vreau să trec. Visa. Hei, Larisa, o dai, te rog, vreau mă, să trec. Mă, pe mine acum ei îți spun tu ce. Da, măi, Mariana, te rog. Puțin, să mă fac înțeleagă, să înțeleagă oamenii ăștia de ce eu am avut reacția. Păi chiar e o problemă, Larisa, e într-o dacă stare... vreți, dacă nu vorbiți voi e și Iriana. Nu mă mai explic, că văd că e inutil și n-am chef de... Dar altfel, sincer, dacă nu mi-i pun să fiu Iriana, nu rezist. Sincer, îți spun. Nu știu, mi se pare că rămas las pe băie să voteze pe cine vor. Nu știu, sunt unele lucruri cu care nu pot. Adică, eu, cum sunt, fiecare om are limite. Nu cred că există un om să vină să înjure cineva. Păi acum a înjurat. Nu m-a înjurat în viața mea joci. Cineva, n-am ei, auzit. Hai să nu ne mai victimizăm ea atâta. În gală. Da, știi ce s-a întâmplat și cum a vorbit. Adică a și mințit pe o chestie care eu o știam și n-am spus-o, doar i-am dat din cap că și eu știam și m-a acuzat în gală. Și ea, pe voi vă deranjează că eu sfidez, adică că nu bag în seamă unele lucruri. Măi, tu nici nu mă știai pe mine în prima clipă când ai venit. Tu nu înțelegi realitatea, cred că, sau vrei să te faci că nu înțelegi. Adică să nu te râzi, să-i spui. Deci tu când ai venit în prima zi aici, tu n-ai știut nici o fată din casa asta. Și am, da. Și am explicat atitudinea. Vrei să o recunoști sau din nou eu? Apoi vezi ce vor... Da, eu sincer încerc să vă sunt irizim, să nu vă prea bag în seamă așa. Îmi impun eu chestia asta. Drum bun. Păi da, și eu poate vreau să te încurc. Ce să mai zic? Nu mai am ce să mai zic. Dacă atât poți, atât fac. Mie îmi place foarte mult. Consider că suntem un colectiv și trebuie să... Mi-aș dori și eu să am. Când e normal, ai văzut că am subiecte de discutat cu voi și îmi place să vorbesc cu voi și cred că sunt destul de deschisă să vorbesc, dar când văd unele lucruri și aberații și lucruri urâte, mai ales la adresa mea, n-am cum să... Fiu să vorbesc ca aceeași. Sincer, pe mine sunt Iriana, puteți, visez, că visez frumos, mă gândesc la ceva frumos. Nu, Larisa, sincer, nu faci nimic greșit. Ai o atitudine foarte corectă și foarte... Păi, da, ce poate că e greșit. Bine, mai așa, cu 3 săptămâni au acuzat în gală când am filmat... Da, uite, acum o lună, de fapt. Favoriții, acum o lună. O făcea în toate feluri. Da, acum o lună și crede-mă că am reușit să vorbesc cu Larisa. Pe jos, când îi faci în toate feluri nu și acum bravo ție. Da, nu am cunoscut-o și a dat cu părerea iurea despre mine și a fost normal să mă atac. Acum, pentru că am cunoscut-o și a stat Larisa și a vorbit cu mine și mi-am dat seama că este o persoană destul de matură și mi-ar făcea maxim o plăcere să stau mai mult în prezența ei, pentru că am foarte multe de învățat. Și răbdarea ei nu are nimeni din casă. Răbdarea ei nu are nimeni. A fost extrem de jignită și nu știu ce fată din casă, de aici, dintre eu, voi. Eu, scumpa mea, a fost, ce cuvinte mi-a adresat? Adică că nu am întors pe aceeași monedă. Nu, de tine vorbesc. Las-o pe Mariana, de tine vorbesc. Te-am făcut și altceva și și botoxată sau da? Ai buze, ceva de genul. Și cine ești tu să-ți dai cu părerea despre asta? Atât am zis, așa? Da. A, numai atât băi, ai zis. Băi, lasă că nu vorbim noi două, vorbeam de Larisa. Ba, că adică nu a întors cu aceeași monedă. Foarte jignită, la asta mă refer. Foarte mai jignită. Și are o răbdare de fier, ceea ce maturitate. Nu avem. Hai să fim serioși. Feminitate. Și n-ai cum acum, pentru că ea are o atitudine corectă din punctul meu de vedere, să te iei de ea, pentru că râde la înjurăturile voastre. Care voastre? Repet, nu mă mai băgați în oala care nu trebuie. Știi că dacă o să jignească, o să arate că ea. Okay? De eu nu o condam. Nu mă băgați în oala. Și eu am spus cazul. Că foarte bine mă abordează situația. Dar ea și dacă nu zicem ceva despre ea, vrea să spună că tot ne sfidea. Drept urmare, ce a zis fata asta, Bia? Ea orice vorbim ne sfidea. Nu se râde, se uită în altă parte sau nu ne bagă în seamă. Chiar dacă nu e vorba despre ea, chiar dacă nu o atacăm. Suntem diferiți, Andreea. Fiecare am reprodus.
Ce? Poate nici ea niciodată n-a reacționat ca tine cum ai reacționat-o cu Bianca. Eu sunt total de acord. Eu nu zic că nu e așa. Greu. Dar ești greu. Hai să-i lăsăm. Să înțelegem. Hai să facem greu. Ești în competiție și trebuie să vorbești. Ea este mai altfel. Da, mai bine. Eu asta vreau să vă și voi. Hai, și voi. Interveniți și voi. Hai, Ligia. Hai. Ligia. Da. Ai zis acum două săptămâni în gală că tu ai niște dovezi, că eu și cu ele aș fi făcut drept urmare să susțin ceea ce zic fetele, că vorbești... Subiectul ăla și Jador nu mai simt nevoia să-l discut. Ok, nu... Nu, cam e greață. Bine, ok, atunci sunt eu în cauză. Nu provoacă de discuți, sunt eu în cauză, ok? E foarte Jador, nu ăla, da? Tot asta de discutăm. Că sunt în emisiune încă, da? Tu ai... Voiam să susțin ceea ce zic fetele, că tu vorbești mult, dar fără nicio dovadă. Vrei să vin la hotel să-ți cer camerele? Cum? N-au camere în cameră. Aveți camere în cameră? Nu, în recepție. Cine intră, cine iese, se vede. A, da, da. Asta deja, nu? Da, da. Dacă s-au făcut în cameră. De la... Nu mai... De unde? Dacă rămân doi oameni în cameră cu toate că s-au pipăit la București și el a zis că umbla mâna și este tot... El a zis că nu. Haideți să mă lăsați să mă și explicați. Și asta e o dovadă că s-a întâmplat ceva între voi doi. Mariana, lași și vorbească. Mariana, gata, nu mă băga. Asta e o dovadă că s-a întâmplat ceva. În fine, le lăsăm pe domnișoarele care mereu intervin să-și dea cu părerea. Revenind la Bogdan, am poze. Nu mă interesează subiectul Bogdan. Mă interesează că tu ai făcut niște afirmații. Dar eu despre asta nu vreau să vorbesc, dar nu am chef, frate, așa? Nu am chef și nu mă pot să rog eu frumos, în viața ta nu mai fă nicio afirmație de genul dacă nu poți dovedi. Ba nu, că nu pot, nu mai vreau, că el a înțelege pe lângă și și oamenii care o susțin. Ceamă? Ela și oamenii care o susțin înțeleg pe lângă și nu mai simt nevoia să lămurez niște lucruri. Femeia, dacă vrei să te lămurească sau să vă lămuriți, să... amorul din afară, aduți femeia aici și vă veți dar înțelege. Dar nu e femeia mea, unul la mână, doi la mână. Eu nu spui fata, multe. Tocmai ce ți-am zis că ai mințit cu Timișoara. Las-o așa că... Bine, ok, m-am întâlnit cu ea. Ar fi o problemă pentru tine, Ligia. Aici ce lasă? Da. Bine, te ok. Te iubesc, că n-a spus. E concurentă, mă? Ok. Dar nu, n-are nicio treabă, că nici da, măcar nu tu zi-mi mie, tu de ce faci afirmații în gală? Că eu mi-am adus aminte, tu spunându-i fete aia, că ai acuzat-o, că nu știu ce, dar tu n-ai nicio dovadă și mereu faci așa. A. Da. Okay. Nu mai fac acuzații. Dacă tu știi ceva, bă, uite, știu ceva, de unde știu? De la chestia aia s-a întâmplat așa, 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 așa. Și lucrurile pe care le-am spus, doamne Andreea, despre concurenții. Eu care... nu arăt pentru că... Iară, vrei să fii penibil, Jador. Ce? Vrei să fii penibil din nou? Nu sunt penibil, doar atunci că... Atunci vorbește cu... Tu... Te-a lăsat Dumnezeu, nu te transformă. Eu vorbesc, păi, dar dacă tu nu faci nimica, bă, nimica, faci acuzații și după aia le lași așa în aer. Mhm. Aruncă... Dar cum ar fi să zic eu de tine că ai avut 12 bărbați? O milion am avut. Problema ta... Uite, o să mă... mă o parte din oameni o să mă creadă. Mă de nevastă crezi? Ca să te intereseze câți am avut. Eu și vezi că deja intri în intimitatea care nu ți-aparține. Ai, și tu despre mine nu a venit niciunul în emisiune aparține spună că mi-au umblat mâinile nu știu pe unde și să mă fac și tu ai intrat în intimitatea în care nu ți-aparține ție. Unul la mână, da? Doi la mână, ce? Să-ntoarce. Nu, serios. Bine. Nu mai fac afirmații de astea despre nimeni. Dacă nu poți dovedi, las-o așa. Treacă, meargă. Asta zic, las-o să meargă pe vale în jos. Păi da. Asta, păi da, de ce vorbești iară despre subiect? Sau caut așa, băgare seama. Dar mi-am murit în gală, că noaptea mă transform și ești un fel de Dea blondă. Ai venit un fel de Dea blondă reîncarnată aici. Ce vrei? Te răscolește. Vezi, noi în direct cu Dea. Ce vrei, că nu te înțeleg. Era o fată de azi, sezonul trecut, care făcea tot felul de afirmații ca să se bage în seamă, știi? Dar ce culmea, fata aia mă plăcea și eu nu știam. Mi-a zis după... Păi poate și eu te plac, tocmai ce ți-am zis. Păi poate zis, te plac, da. Dacă tu mi-ai ești zis. Prea... Să-ți dai seama. Jador, o crezi? Eu, dar nu mai cred nicio femeie, nimic. Păi tu nu te crezi pe tine, Jador, tu să nu mai crezi pe noi. Dar normal că cred că doar sunt frumos. Ce să mai cred o femeie? Ce să li... Tu mai crezi nimica. Dar pe tine te crezi? Ce? Pe tine te poți crede? Că ce? Te întreb așa la general. Uneori și eu sunt confuz de ceea ce cred. Vezi? Și atunci... Îmi schimb părerile de la zi la zi și toți oamenii facem asta. A, nu chiar. Da. Ai văzut? Eu îmi schimb părerea în funcție de comportamentul oamenilor. Da? Da, bosulică. Bine, bosulică, dar atunci tu de unde știi că am făcut ceva cu ăla? Arată-ne și nouă. Că mă transform în liliac noaptea. Da, da, și zbor pe la geamuri. A fost bine?
O las pe ăla să spună cât de bine am fost. Nu mai fac afirmații, dar astea că nu e frumos. Dar tu te tu răscolești trecutul, nu înțeleg. Păi nu răscolesc, dar sunt aici, ai vorba de mine, eu. Dar a trecut gala de mult, tu ai rămas la ziua de sâmbătă. Păi nu, că m-am adus aminte când ai spus fetei ăstea și ai zis nu, că nu am nicio dovadă, dar așa vreau eu să zic, că așa zic. Fetei cui am zis eu lucrul ăsta? Nu mai zic. Fetei cui, că n-am auzit. Nu mai zic. Dar repetă. Cum să zic eu despre Livian ceva când eu nu la știu la care nimică. Fată, Jador, m-auzi și pe mine? Eu. La care fată, i-am spus eu că n-am nicio dovadă, dar așa vreau eu să zic. La care fată? Larisa. Mai devreme, cu Larisa. Dar nu vorbeam de la doamne, ferești, tu ce ai auzit? De la măi, doamne, e greu, e chiar așa greu. Ceva da, că fugi din stânga în dreapta și nu mai știu în ce direcție. Mă refer în general, Ligia. În general. În general? Da. Ai văzut, ți-am zis Ligia. Okay. Mai place super. Ești pe filme astăzi, te las. Da, da. Nu sunt gen chiar la modul ăla, adică fiecare om deștept, cel mai mare om al unui om deștept, pe care o să plecă și la tine, e când se implică sentimental undeva. Atunci, prost. Și tu ești dovada vie și eu sunt dovada vie. Adică este un moment de doi oameni raționali. Bă, tu ce tot mișcă? Tu n-ai fost îndrăgostit niciodată aici. Eu? Dar, de fapt, tu cred că toată viața ta n-ai fost niciodată îndrăgostit. Ba, da. Ba, da, am fost. Aveai 15 ani? Nu, am fost și aici în emisiune. O să suni urât, dar... N-am fost Diana cât am fost de Roxana îndrăgostit. Diana a fost, dar după ce a ieșit din casă am fost îndrăgostit. Confirm eu ce-am zis. Nu, am ținut la ea, dar n-am avut focul ăla așa mare, pentru că am vrut să o iau eu mai încet. Eu am decis să o iau mai încet, să nu mă arunc. Învățasem din greșeli, adică m-am aruncat și m-am pus cu toată casa așa. În cap. Nu, pentru ce? Pentru un om care... Păi stai un pic, să nu te mai rupe, păi dacă sunt soată de cineva, nu te mai interesează. Eu cu Livian toată lumea spune. Păi da, eu am încercat să scot partea rațională din mine, înțelegi? Dar nu trebuie să ai scot partea rațională. Da, nu pentru trebuie. Că dacă nu faci asta, uite, se întâmplă, puteam să mă arunc cu totul la Ana și să afli de fapt că Ana nu-i cum e și, na. Stai un pic, păi eu cu el, toată lumea spune, nu mai îți trimite mesaj, mai fă, Bianca, m-am ars cu Roxana, cum e vorba aia, că m-am ars, suflu și-n iaurt. Un pic, că sunt două persoane diferite. Exact, dar toate persoanele din lumea asta sunt diferite. Asta nu înseamnă că trebuie să-mi iau măsuri de precauție. Păi stai un pic. Nu ți-ai impus nimeni să nu simți mai mult. Măi, frate, dacă... Tu ți-ai impus să nu faci anumite lucruri. Păi ce m-a făcut femeia aia să simt Roxana prima, ce m-a făcut să simt, e, pe atât de multe lucruri pe cât simțeam eu să fac, pe atât de rău m-a făcut ea să mă simt făcând ce-o făcut, nu mai aduc vorba. Adică, oricât de mult îi faci o persoană să simți, tot te poate răni. Adică tu faci niște chestii și zici, băi, lasă-mă că așa simt. Dacă așa simt, trebuie să fac. Și tu zici că dacă mă face simt asta, nu mi-ar face niciodată rău. Și uite că ți-ar face. Măi, omule, tu ai spus așa că te-a plăcut mai mult Roxana decât Ana. Nu am zis că, în emisiune am fost mai îndrăgostit decât Roxana la momentul ei decât Diana. Diana m-am îndrăgostit abia după ce am plecat. Am văzut niște chestiile după ce au plecat din emisiune. Dar logic, așa, cine ți-a plăcut mai mult, Roxana sau Ana? Ca intensitate? Da. Ca intensitate pe moment, Roxana. Ok, bun. Dar ca valori, ca tot, Ana. Asta spun. Păi, Ana. Ana, după ce ieși din emisiune, Ana... Acum ai dat-o că știai ce vreau să te întreb. Frate, pe Roxana știam că e posibil să facă de televizor. Poate și pe Ana o bănuia când era în emisiune, dar în momentul în care Ana a ieșit din afară emisiunii, chiar dacă a costat mult mai mult decât Roxana. Roxana a ieșit două zile și mi-a arătat care e fața în afară emisiunii. Ana a ieșit, a stat o lună. Și m-a făcut să mă îndrăgostesc de ea la modul... Și nu avea camere, n-avea nimic, eu nu vorbeam în emisiune de ea. Vorbeam, dar nu vorbeam ce vorbesc cu ea. Adică acolo și-a arătat adevărata față. Nu mai avea niciun dubiu că ea face de televizor sau așa. Înțelegi? Având în vedere faptul că nu mai avem timp la dispoziție, camera roșie a Biancăi cu Bogdan Mocanu va continua și mâine. Îmi pare rău, Livian. Are încredere. Pentru că ei își doresc asta, Livian. Nu pentru că îi forțez eu. Am trimis-o până și pe Mari după Bianca să explice că gata, că mâine, dar ei tot insistă să rămână. Da. Poate sunt un subiect foarte important pentru ei și... Da, cu siguranță. Măcar să se lămurească tot. Tocmai de aceea eu zic să-i lăsăm. Cel mai bine. Și noi să ne vedem mâine. Cele 8 ore s-au încheiat. Te pup, eu aplauz mai tare. Tu te bucuri cel mai tare.
Eu momentan, în momentul de față, nu pot face și nu mă pot apropia mai mult de o fată. Eu cred că ai încredere în persoane care nu trebuie. Și eu cred asta uneori. Dar sper să nu fie așa. Doamne, băi, știi cu ziua că o să te trezești. Și o să vezi, de fapt, cine își adoră. Poți să vii, te rog, puțin aici, aș vrea să discut ceva cu tine. Ai spus că eu sunt mahalagioaică, că sunt răutăcioasă. De ce minți publicul? Pe mine asta mă deranjează. Dacă tu o să câștigi banii, Livian, și nu o să câștigi ea, tu o să fii blamat. Nu-ți cunoști iubita, crede-mi. Odor anumite lucruri și spune tot așa ca să fie atacată. Nu, de vedere, este femeie care nu are credere în ea. Păi asta spun, n-are încredere aia, e frustrată. Bianca rațională, care și eu, niciodată n-aș fi făcut o greșeală de asta. Ei, acum am un gest disperat să manipulez pe cineva ca să te salvezi pe genii, știi? Ți se pare normal că el să-și dea părerea despre cuplul nostru și să spună că noi doi am făcut un pact să facem un cuplu de aici? Nu. El nu vede adevărul. Andreea! Tu ești opticat acum? Da.